Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, ca în fiecare seară de luni, profesor universitar Valentin Stan, analist. Bună seara, bine ați venit! Bine te-am găsit, Marius. Am făcut o introducere oficială, o introducere care mă bucur să mă atragă publicul larg. Din unul toate. Din cei... Păi nu, că de ce ales unul din? Unul din cei 30. Păi citește ca să înțeleagă lumea. Nu, un comentariu, da. Dragii mei, sunt fel de fel de oameni de, spun eu... De unde și expresia, fel și fel de oameni. Da, bună credință, care au impresia că scriu pe comentarii. Că suntem vreo 30 care facem, care monitorizăm, care nu știu ce, da, suntem doar 3. Doi aici la masă și mai... Ana care de fapt conduce. Baolo, dar nu trebuia să spun de ea săraca acum. Că o bagă pe... Ori să o ia și pe la YouTube, o bagă la nu YouTube. La YouTube, o ia băieții ăștia ai tăi, frații tăi cu care moșmondești tu manțogăriile. La securiști? Păi la cine? Dar tu ai ceva cu securitatea, nebunule. Eu? Da. Eu le tai securiștilor emisiunile? Da. Făcuse, nu știu cât erau, 80 de mii în 5 ore și după aia s-au rămas acolo. Faci 80 de ca într-o zi și... Cazi în ca. Capa. Cazi capa. Deci, români, astăzi o să vă uitați mulți pentru că ne vom ocupa de aur. Nu, măi, dar n-ai voie de aur. Ba, păi e partid extremist. Ce să fac acum? Extremiști n-ai voie de aur. Cu păi asta va trebui să vedem. Ai văzut sintagma aia când scrie ăștia pe site-urile care trebuie. Aur, nu știu ce, partidul extremist. Adică fac da, Marius. Trebuie să ne... Că, uite, spune-mi. Adică munții noștri aur poartă, nu? Uite, texte colorate lui 931 Bevel. Hai, 931 Bevel, lasă-mă. Așa scrie aici, mă, băiatule. Deci munții noștri aur poartă. Da. Noi, Marius, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le lămurim azi. Bine, sunt foarte multe. Ai văzut ce am. Ce foarte multe? Că am 5 pagini aici. Da. Dacă le arăt oamenilor și când zici 5 pagini, oamenii se gândesc că sunt din alea scrise cu 12 pi, nu, nu, sunt nu, din nu, alea nu, microscopice. Te doare ochii dacă le citești fără ochelari, exact. Adică nu poți deci, să le citești. Marius, va trebui să lămurim câteva lucruri și de-aia vom discuta astăzi, sau vom începe discuția de astăzi cu aur. Tu știi, lumea tot comentează... E situația asta, războiul. Și aflu în fiecare zi de unul, George Simion. Da. Nu aflu de la tine, că dacă aflam de la tine, e, ce ai, bă, e obosit, Marius. Hai, măi, ce n-ai Mariusică, îl știm, nu? Da, da, da. Bă, aflu de la Ciolacu. Că e agent al serviciilor secrete rusești. Ți-am zis că n-ai voie să zici de Ciolacu ceva. Păi am zis de bine. Ah, ai zis de bine. Da, adică... Ah, ok, m-am linșit. Așa. Aflu de la Ciolacu, nu-i așa, că e agent al serviciilor secrete. Mai aflu tot de la Ciolacu, nu-i așa? Ciolacu, îl știți pe Ciolacu? Nu mai ai, stai, că a cerut la aia, la exact, ucraineni și la ruși. Exact, că a cerut de la ucraineni informații. E, că... Se pare firesc. Pe bune? Hmm? Pe bune? Păi, păi să cer să afli cu cine te lupți în bătălie electorală. Că va fi greu la europarlamentare da. Pentru ei. S-a comasat. Unde? La europarlamentare. Aveai vreo... Nu, străbatere, dar, da. Nu, dar noutatea e că vor avea liste comune. Mm. Listă comună. Știi de ce? Că e nasol. A, că e sondaje unde aur e pe locul 2? Da, e de, păi nu, e clar că e pe locul 2. E pe locul, se... Eu cred că e pe locul 5. Nu, la PNL e mai, un pic mai nasol. Mm-hmm. Știi că acum mai aflăm și mai așteptăm să ne vină ucazul, aprobarea de la americani. Sunt două... Ucazuri. Da. Sunt două variante. Ne iese manțogăria la alegeri, cu precădere la europarlamentare, sufrageria. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că dacă nu ne iese, atunci ne spun serviciile secrete din Ucraina că Simion este agent GRU. Dacă nu ne iese. Dacă nu ne este manțogăria. Da. Adică dacă românii sunt atât de, nu știu, numește tu, fill in the blanks, încât să voteze atât de masiv încât sufrageria lui Oprea în varianta Renew să nu poată rezolva problema. Și că i-au rezolvat problema cu Băsescu în 2009. Da, l-au rezolvat pe Joana. Da. Păi da, dar era o diferență mică, mică. Și au putut acum manțogări. Când e foarte mare, trebuie să... Acum e complicat. Și ai astea două variante. It's complicated. Da, iese manțogăria sau lucrăm pe varianta cu agent. Agenturile. Agenturile, dar după alegerile europarlamentare. Păi atunci vezi.
cum stăm. Exact. Și dacă stăm prost? Dacă stăm prost, criminalii de la aur la Zuhaus. Ceea ce mi se pare... Și mie. Acum, noi am făcut emisiune, i-am criticat pe ăștia de la aur, de m-am plictisit, nu-mi plac accentele lor antimaghiare, știi că i-au avut și o ideologie interesantă, dar față de momentul când îi criticam eu, nu... S-au mai spălat. Băi, ai văzut că micuțul ăla care avea idei a trecut în conul de umbră, nu? Sorin, cum îl cheamă? Da. Lavric sau ceva. Lavric, da. Nu a mai apărut. L-au băgat la... Micuțul Georgică face poze cu Georgia. Ei, las că a făcut și Marcel. Nu mai fi tu rău. Vedem poza. Și a făcut și cu Papa. Pâle, vedem poza. Care e mai tare? Iubitul meu. Care e mai tare? Alu extremistul sau alu Ciolacu? Alu Ciolacu, de departe. Eu am văzut, le-am văzut. Eu nu ți-o arăt pe alu Ciolacu. Mi-o arăt pe alu Georgică. Că cred că n-are. Are. Are și cu Papa. L-ai verificat? Da, n-a pe căutare pe... Bine, ok. Dacă zici tu. Eu am să-ți arăt doar pe alu Georgică. Hai. Așa. Dar, ce mă interesează pe mine în povestea asta? Mă interesează politici publice, ideologii, etc. Mă interesează, dragă Marius... Poftim? N-am zis nimic încă. Ce, ai auzit ceva în cască? Să-ți arăt ce mă interesează. Mi-a venit o idee. Da. Mă rog, anticipăm. Să nu zici ceva de american sau de... Nu. Mă știi pe mine așa? Nu. Dați-mi, vă rog, 355 BB. Ce ți-am zis că am înghicit? Am putea să zici 2B? Nu. Părerea mea că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică. Ce ai zis? Eu? Tu. Că nu... Deci, pe mine în povestea asta mă interesează cât de mult sunt implicate serviciile secrete. Absolut deloc. În politică, dar mai e un lucru, Marius. Păi dacă nu le-a lăsat... Marius, zică mai e un lucru. Valerica? Vali? Iubirea mea, eu înțeleg că facem manțugării cu securitatea aia care controlează și conduce România. Dar știi tu ce înseamnă să faci jocuri? Ai probe? Ai dovezi? Da. Să vezi că și eu ca reporter am întrebările... Ești clar, da. Auzi, Marius, zică? Da. Dar știi tu ce înseamnă să faci jmenuri cu securitatea din alte țări? Nu știu că nu sunt de aici. Păi să-ți explic ce înseamnă asta. Cine face așa ceva... vulnerabilizează groaznic țara. Pentru că momentul în care încerci să rezolvi probleme interne cu ajutorul... prin implicarea serviciilor secrete din altă țară, primul lucru pe care îl realizezi este o breșe în sistemul de securitate internă al țării, pe care serviciile străine îl pot după aceea specula și controla anumite tronsoane de implicare și activitate politică acolo unde tu ai cooptat sprijin și influență din zona intelligence externă controlului românesc și automat externă intereselor de securitate românești. Nimeni nu face așa ceva. Poți să colaborezi cu serviciile secrete, poți face schimb de informații, dar nu atunci când realizezi manțogării politice pentru a scoate pe tușă un partid politic. Din momentul ăla te dai legat din toate punctele de vedere, pentru că marea parte a consecințelor și implicațiilor pe care le au tipul ăsta de aranjamente, numai că nu se văd public, dar acționează împotriva publicului și amenință la un moment dat să scoată țara din tipul de colaborare firească, dacă vrei să spui, cu tot ceea ce înseamnă influențe, leadership și construcție globală în sfera în care te mișca țara. Înțeleg. Tu ai dreptate. Crezi că le pasă? Păi, Marius, e un lucru atât de important cât va trebui să-l discutăm astăzi.
Și că aminte discutăm de fel de Roșia Montană. Mamă, cum ne-au păcălit ăștia așa cum. Da, nasol. Nu știu câte miliarde, nu? Pfizer ne-a dat în judecată. Mamă, 500 de milioane. Tu știi cât costă jucăria cu serviciile secrete de afară? Ce, cât ne costă pe noi? Cât te poate costa? În bani sau în... În bani, în viață, în suveranitate națională, în tot ce vrei. Că nu poți cuantifica când nu se vine pot vorba cuantifica. De... Nu se exact, pot cuantifica. Da. Și niște derbedei. Nu, n-ai voie că... Dar nu i-am nominalizat. A, n-ai spus care sunt. M-am liniștit. Așa. Niște derbedei se joacă cu chestia asta. Sigur. Ok. Poftim. Stai puțin. Ce ai făcut? Ai un parlamentar român căruia îi se interzice accesul într-o țară. Nu știm care, nu ne interesează nici cine e parlamentarul, nici cine e țara. Mm-hmm. Tu folosești asta ca să-l desfințezi pe parlamentarul român? Nu acționezi pentru a-l susține? Nu aperi identitatea de autoritate pe care o reprezintă statul român în spatele unui ales al poporului pe relația cu o altă țară? Nu faci asta? Tu ca stat? Nu, că e adversarul tău politic. Și în adversitatea ta politică față de el, dincolo de faptul că nu-l protejezi și nu-l susții, așa, folosești informații ale serviciilor secrete din acea țară care interzice accesul pentru a-l desființa? Da, ca să nu ia 30%. Cât? 30%. Cât? Cât ai auzit? 30%? În sondajul cărei securități? Marius, vei avea surprize mari după europarlamentare. Păi asta ți-am spus. Ca mari să nu ia ăla 30%, de atunci, dragul meu Marius și dragii mei, cred că ați început să vă uitați. Cât de cât. Cât de cât. Hai să purcedem. Te rog. Dragul meu, după ce am aflat că serviciile secrete nu trebuie să se amestece în nimic. Nu. Da? Ne-a spus dânsul. Exact. Hai să o luăm așa, bătrânește. Mai întâi, știi că... Le-ai văzut candidații la europarlamentare? Da, așa în mare parte. Bă, profesori universitari, doctori, lideri în cercetare, antreprenori de succes. E foarte interesant ce face partidulețul ăsta, care încearcă să se recalibreze din perspectiva aia vetustă, prăfuită, în care partid îl îmbrăcase extremist, la un moment. Legionar? Exact. Cum? Exact. Hai să facem un salt. Nu te-ai înscris, nu încă? Încă nu. Așa. Hai să facem un salt și să aruncăm o privire. De ansamblu. Unele lucruri le-am mai dat, dar le revizităm. Da. Uite, am vorbit nimic și au trecut 14 minute, mă mare. Îmi pare rău, timpul... Bă, hai să ne, timpul... hai să ne întrebuințăm puțin. Timpul nu așteaptă, deci, nu are răbdare. Hai să ne uităm puțin la societatea românească, da? Și cât de periculos sunt băieții ăștia. Dați-mi, vă rog, 8C, Digi24. Sau întrebarea imediat următoare ar fi, ei au găsit soluția, au găsit o variantă de a câștiga electorat. Ce face statul dacă vorbim de un partid extremist, de un partid suveranist care promite vrute și nevrute, dar nu se achită și care are un lider despre care nu știm concret de ce a fost interzis în Republica Moldova și de ce a fost interzis în Ucraina? El știe. Și știți de ce? Pentru că atunci înainte... Ce face statul român? Când... Ce face statul român, Marius, când ai unul din ăsta care e interzis verifică, în Moldova, verifică, care e periculos? Care, verifică, ce verifică. Nu, micuțule, nu ăsta e sensul. Adică statul român... Îl mai ții minte pe băiatul ăla la Digi, nu-i dau numele, care spunea vis-a-vis de protestatari, oamenii fermierii care au ieșit acolo. Domn profesor. Și care, băi, și care zicea, păi ce face bă, SRI-ul ăsta așa? Păi, adică ăla, avea și el dreptate. Ăla flutură steagul Rusiei pe acolo, pe la și protest. Și noi ce facem? Și cum? I-a luat ostatici pe ăștia, pe servicii Rusia? Uf. Deci, atenție, ce face statul? E pregătirea pentru varianta B. Deci există două variante. Păi nu ți-am explicat. Varianta. Manțogăria, sufrageria, lucrăm frumos la voturi. Elegant, nu știu ce. Iese cum trebuie, că tot ne-am îngurligat cozile. Nu mai renunțăm la planul B.
Dacă nu iese... Planul B. Deci dacă românii sunt extremiști, proști și votează accordingly, băi, așa ne-a învățat partenerul strategic. Nu poți să votezi cu... Te-am rugat cu americanii. Deci, în momentul ăla, aplicăm varianta asta. Ce face statul? E simplu. Ce n-ai înțeles? Corect. Mai departe. Păi nu statul. Niște băieți. Băieții aia sunt statul, fraiere. A, nu, statul sunt eu. Tu și cu Ludovic al XIV-lea, da? Ok. Mergem mai departe. Deci... atenție că povestea asta cu ce se întâmplă pe aici, cu deal de George Simion și partidul lui... Se întâmplă și prin... Se întâmplă, dar trebuie văzut în Germania. Perspectiva largă. Da. Rusia. Poftim? Poftiți. Da. Dați-mi, vă rog, 33C. Ar trebui ca acest subiect al amenințării pe care Rusia îl prezintă pentru Ucraina și pentru România să devină subiect pentru campania electorală europeană. Un vot pentru partidele extremiste este un vot împotriva securității României. Omul e profesor pe la Oxford, să știi ce. Realizat cu ce se întâmplă la nivelul de parc, la nivelul de joacă. Sunt subiecte mărunte, importante pentru comunitatea locală, dar vor umbri subiectul extraordinar de important care reprezintă această transformare geopolitică în care Europa și România, ca partea ei, care? Se află în momentul de față. În engleză nu. Păi ce ai făcut? Micuțule, nu mai da exemplu de asta. Micuțule, nu te forța încă. Ție nu ți-e frică de Rusia? Că... Ba da. Ba da. Cum să nu fie frică de Rusia? Mai pui problema. Tu știi că avem o problemă de loialitate? Asta chiar e tare. Pe asta nu auzisem. Știam că George Simion e spion rus. Dar da. Că are o problemă cu loialitatea, mă rog. Loialitatea față poți, de... Poți fi spionul rus, dar să fii loial României. Că e spionez pentru ruși ca să fie bine României, nu? Înțeleg, da. Dar am înțeles că nici asta nu mai are cu România, ceea ce e cam nasol, că el jură totuși când s-a dus în Parlament, n-a jurat pentru Rusia. A jurat cu mâna strânsă pe drapel. Exact, adică e ceva neregulă. Ia vezi tu cum o scos pe asta. Ia. Dați-mi 43C. Dar mă pui să scoți toate castanele 43C, din foc. Vale. Învață. Mai departe, aflăm că viitorul candidat al partidului nu trebuie să-și fi declarat loialitatea față de o altă țară. Aici ar putea avea o problemă chiar George Simion, președintele partidului. Gurile rele au vorbit foarte mult despre întâlniri pe care le-ar fi avut cu agenții. Gurile rele. Republica Moldova a decis să interzică guri bune și guri rele. Dar tocmai din acest motiv, decizia a fost prelungită anul acesta. Deci a fost interzis în Moldova. Da, sunt guri rele și guri bune. Știi cum se face la securitate? Au zis unii. Alo, Moldova. Au zis unii. Nasol. Bă, da, să știi că eu urmăresc emisiunile tale, Marius. Mulțumesc mult că ai participat. Da, le urmăresc. Hai, îl dai pe Bogdan acum, că a zis nu știu ce de... Mă, nu știu ce. Are o problemă. Mă, are o problemă, așa, am înțeles. El, mă rog, specialistul în prăbușirea lui Ponta la lege. Încearcă să păstreze în limbaj și... Păi, nu-i de bine. E de bine. A, așa. A descoperit că are o problemă, George Simion, ceea ce pe noi ne-a bucurat, da? Analistă rău. Analiștii între ei nu se atacă. 38, ce vă rog, să vedem problema. Analiștii nu se atacă între ei. Nu? El poate să aibă o problemă destul de mare, încă o dată spun, cu problema cu Rusia, fiindcă statutul lui în legătură cu acea... este neclar. Și este pus la îndoială mai tot timpul. Nu știu dacă este neclar. Adevărat... Bun, cele două interdicții de intrare în Moldova și Ucraina, sigur nu-i fac bine. Sigur nu-i fac bine. Păi, Ucraina cred că îi fac bine. Nu. Interdicția în Ucraina. Nu, eu mă refer în percepția publică românească. Păi de ce? Că nu are voie în Ucraina, nu i-ar face bine? Oricum, electoratul lui este împotriva Ucrainei. Nu pari convins. Electoratul lui este electoratul lui. El, ca să ajungă unde trebuie, mai are nevoie de electorat. Pe care nu l-a convins încă. Pe bune? Am întrebări. Da. Sunt moderator. Pe sau bune? Ce? Mai are nevoie de electorat, George Simion? Ca să ajungă la 30%. Unde? Să ajungă unde? Că el a venit de undeva, dintr-o hrubă. Unde să mai ajungă? Pe prima dată a fost la mine la emisiune, nu știam cine e, l-am întrebat cine sunteți. Are nevoie. Prima am întrebare, înțeles. Da. Bun, deci de ce are nevoie? Sau de la cine are nevoie? De electorat. Sau de cine ne-am împărtășit la securitate înainte să vorbim? Că avem nevoie de... Nu vreau să spun nimic. Nu vrei să spui, dar zici. Și acum hai să intrăm puțin pe Giagichi. Da? Place. Asta da, asta e. Încep să vii deci, de acasă. Deci, Marius. Of, Doamne, câtă treabă e în țara asta și uite. Înțeleg de la tine că George Simion e agent rus. Așa. Gurile rele. Două servicii secrete care ne spun asta.
Care sunt ele? Aparent, serviciile secrete din Ucraina și serviciile secrete din Moldova. Prin foști reprezentanți oficiali. L-am auzit pe ăla sărac, ăla de Moldova. Păi să ajunge imediat la ăla. Dar în Ucraina chiar n-am auzit. Sincer. Păi hai să-ți dau o mână de ajutor, micuțul. Te rog, dăm da? Omul... Pentru Mariusică să-l ajutăm. De la și Valerica. Pentru voi, dragii mei români, care sunteți îngrijorați, nu-i așa, că uite, vin spionii ruși și vă ia voturile, că v-a zis Gâdea că inteligența artificială o să răstoarne tot. Ori e clar că Putin... A zis? Da, păi nu ne-am uitat la el. Dați-mi 722, vă rog. Ia uite acolo, Mariusică. Deci vezi tu, obozrevatel. Nu știu, e limba ucraineană, nu cunosc. Așa, uite. Simeon și partidul său a inițiat asemenea meeting-ul român la care s-a auzit retorica despre răul sancțiunilor împotriva Rusiei. Nasol, deci cu partidul ăsta aur. Declarațiile populiste antioccidentale, homofobe și antisemite ale aur, mă rog, așa nu e greșeală, așa o fi, așa o fi în ucraineană. Aur, să zice. Da, au devenit relevante. Atenție, cine votați, măi, cu aur. Tinerii cu venituri mici. Bă, ăia pe care i-am văzut candidați, nu prea au venit urmice. Candidații la europarlamentare, profesori universitari, lideri de cercetare, antreprenori de succes, nu prea păreau tineri cu venituri mici. Tu cum ai văzut? Păi nu, stai, relevante, ce înseamnă că aia... Ah. Da, adică okay. Pentru ei contează, uh-huh. Ei votează. Uite, sunt din ce în ce mai convinși de această forță politică și acest lucru nu poate decât să vă îngrijoreze. Și pe urmă vine micuțul ăsta, Anatol Șalaru, ai auzit de el? Da. Un fost ministru din Moldova, foarte bine asezonat de servicii, și care, sigur, el zice, există o mulțime de idioți proști, el fiind probabil într-una din categorii... Nu în amândouă. Într-una din categorii... Ah, dar tu te-ai referit, tu te-ai gândit la astea două. El da, să nu fie din gândeam, nu, eu mă gândeam la categoria grea, adică valori mondiale. Am tu însă aici l-ai dus. Da. Ah, bă, Marius, bă, nu-i frumos. N-am avut și da, eu mă, ce să da, mai... Da, există și idioți deștepți? Că nu știu. Am mai văzut. De am bun? Mai văzut. Idioți deștepți, Marius? Da, da. Bă, dar prin ce cercuri te învârți tu, Marius? Păi nu de la care Caragiale. Cui spunea amice, ești idiot? Nu-i spunea cui. Păi și amice, ești idiot, dar deștept? Așa zicea? O să fii idiot și mă rog, să nu fii prost. Am înțeles. Să fii idiot, dar să nu fii de exemplu, atât de prost. Idioții utili nu poate să fie și să nu fie proști. Așa. Acum toți unii adică, se fac unii pații idioți. Tu numele cui vorbești acum, Marius? Că încep să mă enervezi. Păi eu vorbesc în numele presei, pentru că l-a făcut pe Tucker Carlson, prietena ta, păi, Hillary. Ia-că-tă. Cum o cheamă pe bă, Hillary? Bă, puiule, crede-mă. L-a făcut idiotul... La Hillary cred că merge treaba asta de două ori, ce zice și la aici. Adică ea să fie așa cred. Semenea, nu deci, crede. Lăsați candidată. Ucraina să ne returneze pământurile. Să vină la mine. Fii atent. Lăsați Ucraina să returneze pământul și apoi o vom ajuta. Asta spun idioții care sunt manipulați. Te-ai prins? Da, îți dai seama, nu mi-e ușor. Vezi, ăsta este un material din 2023, din iunie. Da? A avansat băieții. Deci, micuțule, hai să vorbim puțin cu securitatea lor. A Ucrainei. Așa. A? Vrei să purtăm un dialog civilizat? Da, sau? Da. 723 Avarov. Ce zice acolo? Ce zice? Cică micuțul ăsta, Alexander Skipalski, este convins că declarațiile anti-ucrainene din România sunt inspirate de Rusia. Mai mult, serviciile de informație ale țării agresoare i-au expus pe agenți. I-a spus instituției de presă treaba asta. Uite, în ceea ce privește un alt politician român, deputatul George Simion, și contactele sale cu rezidența serviciilor speciale ruse din Ucraina, atunci, potrivit lui Skipalski, unul dintre ofițerii SBU, securitatea aia bună, pozitivă, da, știi? Da. Așa? Care a lucrat la Cernăuți, în timpul președinției lui Ianucovici, prorusul ăla nenorocit, așa? A confirmat cel puțin un fapt a unei astfel de întâlniri. Adică Georgică, nu? Simion, da. Face întâlniri cu securitatea rusă. Dacă eu văd, e prima dată o acuzație care se face trimitere la serviciile secrete ruse din Ucraina. Da, puiule, păi unde? Ah. Serviciile secrete ruse din Ucraina și din Moldova. Da, ce eu spuneți? Acum, eu am crezut că serviciile secrete de unde? Ruse, adică păi da, din Ucraina.
Da, păi acum e prima dată când aflu. Și că de-aia a fost interzis micuțul Georgică să meargă în Ucraina. Lucra cu serviciile secrete ruse din Ucraina. Da, rusești, da. Da, da, da. Păi da. Atunci trebuie scuz. Cu criminalii. Eu, cu criminalii, da, adică. Eu mă întreb de ce George Simion la momentul ăsta mai e liber în natură. Păi asta zic și eu când ești cu ce? Serviciile secrete rusești din Ucraina, păi, clar. Ce ți-a spus idolul tău, domnul n-am, Teodorescu? N-am idol, mă rog, și lasă-o în pace. Ghidul tău călăuzitor. Nu, mă, că are o problemă, uite, eu da, confirm. A zis adică, că are, a, confirm, da. Da, eu susțin treaba asta că are o problemă. George Simion are o problemă, adică are, eu l-am confirmat. Bă, dacă și când spun că are dreptate, Bogdan Teodorescu, te iei de mine, mă? Nu m-am luat, am zis și eu, lasă-o. Lasă, că nu se uită nimeni, că au plecat. E, ba da, ba da, nu, dar mai vin și știri de noi, că noi suntem și cu actualitate. Da? Care? Acum. Că uite, dă, de exemplu, Biden îl sancționează Rusia, iar de, din cauza lui da, Navalny, da. Sigur, îl sancționează. L-au rupt cu sancțiunile pe Putin. E o rupere groaznică. Rupt în da. Două. Deci, te-ai lămurit? Da. Cu cine se întâlnește George Simion prin Ucraina? E treaba lui, nu mă bag eu să... Marius, să... eu o să-ți arăt ție ceva acum. Interesant. Deci, am înțeles, da, omul a fost interzis în Ucraina. Știi cine a mai fost interzis în Ucraina? De pe la noi? Eu. Ai încercat să ajungi și ți-au oprit? Păi nu, dar mi s-a zis la graniță, în momentul în care vorbeam cu 20 de ani de băstruie, că sunt persoana non grata. Păi ai încercat să intri? Păi n-am încercat că mi s-a spus să nu mă duc. Fraiere, că am vrut cine să particip la o nuntă. Securitatea română? Da, unii după aia Cilea. A. Păi vezi, poate te mai dezbar și tu de apucăturile astea, securiste. Apucăturile de a spune adevărul? Nu, apucăturile de a cumpăra de la securitate. Păi dar nu riscăm cu care să, ești în contact direct. Să merg cu mașina 6 ore și 7 ore să mă întoarcă. Tu ești Marius, ok. Așa. Dar să știi că a mai fost interzis cineva, un personaj pentru care eu am o stimă deosebită, mai ales că acest om de care îți vorbesc și a fost cam singurel, dacă lăsăm peștea de laur, cu care alminter se află într-o adversitate ireconciliabilă. Cel de care zici. Da. Așa. A fost cam singurel atunci când a ridicat vocea pentru a protesta față de abuzurile de neimaginat ale autorităților ucrainene împotriva minorității românești de acolo, atunci când în 2016 au modificat legile învățământului, desființând, practic, dreptul românilor noștri de a învăța în limba maternă. Da. Sigur că ucrainenii au făcut asta și față de celelalte minorități, pentru că au mers toți la pachet din cauza rușilor pe care trebuia să-i desființeze. Normal. Și în felul ăsta... Tot din cauza rușilor. Da, minoritatea rusă din Ucraina a ajuns un fel de... cum spuneai, neindigenă. Că stătea și criminalul Putin și dădea palme de control. Ceea ce au făcut, mă, ce sunt mărușii din Ucraina? Venetici? Cine mărușii din Ucraina? Da. A greșit. Da, răspuns da. Da. Că de-aia românii noștri, creștinii noștri ortodoxi, de care spunea Ciolacu, noi suntem creștini ortodoxi, da? Foarte bine. Sunt afiliați la o biserică ce și are întâi stătătorul la Moscova, în Ucraina. Și de ce români? Pentru că biserica aia a criminalului îi lasă să se roage în limba părinților lor. În timp ce biserica ortodoxă a eroului îi închide, îi prigonește, le izgonește preoții, îi calcă în picioare și obligă să se roage în ucraineană. Mulțumesc, Ciolacu. Mulțumesc, Iohannis. Marius, personajul de care îți vorbesc e un ungur. Din România. Of. Îl cheamă Kelemen Hunor. Ah, m-a auzit, da. A fost spune interzis. Nu știam de ce. A fost interzis. A vorbit despre... Pentru că a acționat inclusiv prin inițiative parlamentare pentru a proteja dreptul maghiarilor, atenție, și a românilor. El e maghiar, dar s-a bătut pentru românii noștri. Sigur, Aur are... N-a avut ce face. Are puternice accente antimaghiare în modul în care se comportă. Lucru care eu, de pildă, nu sunt de acord. Dar aici, cei doi, aici cei doi paradoxal s-au întâlnit. Hai să vedem ce spune Kelemen Hunor
Apropo de ucraineni, e foarte interesant. Pentru că, așa cum ți-am zis, a fost micuțul interzis. Și pe 6 februarie, la televiziunea ta preferată, povestește. Era a ta, acum e a mea? Da, așa mi s-a părut, da. Yeah. Păi tu dai din ea. De ce? Nu mai știu exact în ce lună. Yeah. Da, în 2019, nu mai știu exact în ce lună, dar undeva în primăvară-vară, când am vrut să intru în Ucraina, am aflat că am interdicție din 2017, care era până în 2021. Deci a expirat această interdicție. Știi de ce a expirat? Spune eu de ce a expirat, că poate nu ai această abilitate. Pentru că între timp a început un mic război și chiar nu poți să pui la index parlamentării unei țări care la ordinul americanilor se face preș în fața lui Zelenski. Și cu ocazia asta stai, că mai luat prea repede. Da. Cine se face preș în fața lui Zelenski? Papua Noua Guinea. Iartă-mă, la ordinul americanilor. Dar să știi, Zelenski nu a folosit termenul preș, a folosit alt termen. Știu, dar nu ne mai întoarcem acolo, că ce, e dureros. Ce știi? Ai zis cârpă? Eu? Da. Am zis eu cârpă? Nu tu? Păi Zelenski. Da, preș e una, cârpă e alta. Deci mai departe, așa e. Preșul e mai nasol. Face o țară, iar cârpă e unul singur. Nu? La cine te-ai gândit? M-am gândit la... La ce? M-am gândit la ce? Ia să vedem ce... Așa! Ce am avut noi de pregătit pentru astăzi? Ce facem noi dacă găsim un portfoi? Un portfoi? Ducem la miliție. Ce hai mă, că ești bun. Am înțeles. Aia zic că eu nu l-aș duce... Hai să vedem. Depinde dacă e portofelul. Hai să vedem ce ne zice... Da? Hunor. Și atunci n-am putut intra, da. Atunci am pus și eu o întrebare. Domnul Meleșcanu era ministru de externe. Meleșcanu era ministru de externe de unde? De la pe... De la pe... Păi nu m-am mai întrebat dacă... Am pus întrebare și ambasadorului. Eu, mult mai târziu, undeva în 2021-2022, am aflat de ce a fost această interdicție, sau cel puțin ceea ce am aflat eu era legat de inițiativa mea, a noastră, că eram împreună cu câțiva deputați din vechiul PMP, atunci PMP-ul avea grup parlamentar, când noi am inițiat în 2016 o declarație a Parlamentului că în drepturile românilor și maghiarilor din Ucraina au fost lezate privind dreptul la învățătură. Deci, când a fost schimbată în 2016 legea și l-am mandatat pe Corodi, fostul coleg, acum primarul... Rău de Corodi, care e târât în fel de fel de nenorociri. A greșit Kelemen aici. A greșit. El a greșit. Că răi ungurește. Putea să nu greșească. Da. Dar știi ce mă surprinde foarte tare? Iartă-mă o secundă. Zi, dragul. N-a dat nimeni asta. El a spus acolo, n-a preluat nimeni, n-a dat nimeni, n-a rostogolit nimeni. Așa știi tu că preluăm unguri care fac ceva pentru români? Mă, ai tu dreptate, Doamne. Preluăm unguri care sunt, poți să arăți că uite ce vor să ne facă. Și să ne fure ardealul. Exact, cu precădere. Da. Mai departe. Mi-a plăciut să inițieze și să fie co-inițiator în Consiliu când va fi adunarea generală sau... Tu zici n-a dat nimeni ce? N-a dat nimeni inițiativele de atunci, care sunt total necunoscute în România. Nu, dar declarația lui acum, păi, că a fost interzis, că a fost... Păi cum? Da, știi că asta... Păi n-am voie. Asta paradoxal. Pleacă de la, mă rog, o interpelare a unui personaj cu o retorică antimaghiară foarte flamboiantă, domnul Tănasă, da? Da, de care la... în Parlament... De la aur. Exact. I-a făcut întrebarea asta cumva ca să se apere de... Uite, bă, pe noi ne-a interzis, dar v-a interzis și pe voi. Înțelegi? Adică iată că interzicerile astea nu sunt pentru că suntem noi agenți, că v-au interzis și pe voi. Înțelegi? De aici a plecat toată povestea asta. Mm-hmm. Că el, Kelemen Hunor, spune, bă, nu-i dau răspuns lui ăla, da? Pentru că sunt aici în fața românilor, vă povestesc ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, înțelegi? Și el spune mai departe, dar e un lucru foarte tare pe care îl spune și pe care vreau să-l reții. Fii atent. Eu notez. Adunarea parlamentară a Consiliului pentru o declarație similară și după aceea a fost... Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, la asta se... Eu pus pe lista neagră a ucrainienilor. Aceasta era mult înaintea războiului și era după ce drepturile minorităților maghiare și
românește, cât de a învăța în limba maternă au fost lezate. Cam asta era. În momentul ambasadorul Ucrainei spunea că dumneavoastră știați de interdicție. Nu știam că am încercat de mai multe ori. De zice că am... Ambasadorul Ucrainei spune că știa de... Atenție! ...drepturile minorităților maghiare și românește, cât de a învăța în limba maternă au fost lezate. Cam asta era. În momentul ambasadorul Ucrainei spunea că dumneavoastră știați de interdicție. Nu știam că am încercat de mai multe ori. Dacă mai încercat să intrați de fapt în țară, deci ambasadorul Ucrainei a spus că el știa de interdicție. Nu cred că minte ambasadorul Ucrainei, Vali, păi îmi pare rău. Micuțule, ce spune Kelemen? Că minte ambasadorul, dar eu nu cred că poate să minte ambasadorul Ucrainei. Bine, eu cred pe Kelemen, ascultă, mai departe. Și n-a putut să vină cu nicio dovadă. A fost singura dată când am încercat să ajung în Ucraina. După o mie... Bun. Și povestește că acum când s-a dus cu ajutoare, a putut trece frontiera, nu mai era sub interdicție și așa mai departe. Acum, să spun ceva, dragul meu. Parlamentarii români sunt forales, da? Deputați, senatori, au dreptul la pașaport diplomatic. În momentul în care un astfel de... Ascultă, în momentul în care o astfel de autoritate este interzisă pe teritoriul altei țări, deci ești declarat... Incident diplomatic, într-un fel. Ești declarat persona non grata, conform convenției la Viena, cu privire la relațiile diplomatice și așa mai departe, autoritățile țării care îți interzic accesul nu sunt obligate să expună motivele pentru, pentru care... Da. O să vezi că Ciolacu spune, bă, o să-i întreb... Mai să nu dai ceva el, de Ciolacu. El aici n-a înțeles nimic. Sau dacă a înțeles... Cine? Ciolacu. Măi, da, ți-am sau zis. Dacă a înțeles, faci un joc foarte periculos. Așa. Deci, nu trebuiau să-i spună lui Kelemen Hunor că e interzis. În definitiv, va afla la frontieră. Nu? I-au spus acolo, te bafcați. Dar vezi că și mie mi-au spus. Numai că ambasadorul, ce spune ambasadorul Ucrainei? Așa. Zice, băi, știai... Adică nu am fost chiar atât de lipsiți de reverență față de tine. Da, pentru că tu știai și totuși te-ai dus acolo. Exact, nătărăule. La care el spune, bă, minți ca porcul. Ucraineanule. Nu a zis ca porcul. Nu, porcul nu era acolo, ai dreptate. Nu, a zis că minte. Da, dar adică... Dar eu nu cred că un ambasador, da, știi, mai ales al Ucrainei, poate să minte. Tu știi pe cineva care minte fără să fie minciuna ca porcul? Ia. Yeah. Nu, poți să minți... Poți să minți altfel decât, ca scuzați... Porcul. Ca porcul? Poți? Eu zic că da. Ia, hai, exact, ia, spune-mi o minciună care nu-i ca porcul. Vali, eu cred că tu ești de departe cel mai bun analist. Băi, ca porcul asta, ca ăla, Bodacu. Mă rog, hai să nu ne luăm de minte ca porcul. Ba. În primul rând, eu îmi pare rău, dar trebuie să păstrez un echilibru de misiune. Na. Eu nu cred că un ambasador, mai ales ambasadorul Ucrainei, minte. Îmi pare rău. Ok. Adică îl respect pe Kelemen Hunor, da. Pe lângă faptul că acești... Dar nu mă las să termin și eu o propoziție. Pe lângă faptul că acești securiști ucrainieni, ucraineni, mint ca porcii, pe ce pui pariu cu mine? Că pe ce vrei tu? Așa zi. Pe ce pui pariu cu mine? Că eu le demontez minciuna acum instantaneu. Dar nu, îmi pare că sunt convins că o faci. Ca ei 35 de oameni care lucrează pentru tine. 35 erau sau 33, 30 erau săptămâna trecută. Acum sunt 50, da. Da? Eu îți arăt că securiștii din Ucraina mint. Da. Că ai zis că nu mint. Nu, i-am zis de ambasador. Bine. Și nu, cred că nici securiștii. Dați-mi 718, vă rog. Cred că nici securiștii nici, nu mint. Nici. Ce vezi acolo? Ia. Așa, video Ucraina mulțumește României pentru cele 15 convoaie militare trimise. Știi că zilele trecute... Asta e de acum, da. Da, din 13 februarie. A apărut povestea aia că Ucraina mulțumește României. Da. Ne-au deconspirat. Au dat un filmuleț. Asta e o captură din filmuleț aia cu România. Ne-a trimis 15 pachete de ajutor militar, nu știu ce, da? Dar știi tu unde a apărut filmulețul și l-a preluat toată presa din România? L-a pus tot preferat. Băi, toate, bă, băiete, era cu o voluptate, Marius. Și cu...
mamă, o ce dezvoltură. Și... Nu cu voluptate, e bine da, zis. Da, da, da. Bă, uite, ne laudă... bucurie, da, mă, ne laudă, o împlinire sufletească, ne laudă, exact, ne laudă Ucraina. Micuțule, vezi că spune acolo, am extras eu din... Le mulțumim prietenilor, nu știu, da. Ne-au fost alături încă de la început în lupta împotriva tiraniei. Și că e luptă împotriva tiraniei. Da, bă, așa. Ok. Numai că povestea asta, vezi că apare, eu ți-am dat de pe Hot News, că e site-ul tău personal. Mersi. Așa. Și vezi că ți-am încercuit cu roșu acolo. Da. Unde a apărut ghidușia asta, de unde au luat-o ei? Spravdi Stratcom Center. Da? Mm-hmm. Vezi? Da. Și o să mă întreb, bineînțeles, dar ce cu Spravdi ăsta, da, Stratcom Center? E al serviciilor... Păi hai să te așez, să te așez. Adică, mă așează-mă. Da, așa. Dați-mi 719 avărul. Vezi, asta este platforma lor de pe Twitter, da? A ăstora. A ăstora. Și spune acolo, Centru Strategic de Comunicare și Informare, Information Security, adică securitatea informației din Ucraina. A. Vezi că ți l-am încercuit pe băiatul din dreapta? Uh-huh. Știi cine e? Ăla de la care ia Radu Tudor Lumina. Filmulețele Lumina, cu da, țurțurii da, da. De pe scara blocului. Ăla, ăla e, da. Și care este implicat în Mirodvoreț. Mai ții minte? Da, site-ul ăla unde îi punem pe micuți uh-huh. că trebuie eliminați și când sunt eliminați... Lista, lista, da. Apare că a mai au fost murit, eliminați. A mai fost eliminat unul, exact. Da. Asta ca să vezi cine ne-a transmis felicitări. Poftim? Ce ai zis, Marius? Alo? Alo? Am intrat în lift. Sunt eu, Picasso? N-am semnal, nu sunt Picasso. Nu sunt Picasso. Sunt dacă Van Gogh. Nu-i așa, dacă aș fi cântat puțin acum, venea ăla să-l cu Bălan și ne dea judecată, nu? Ce artist. Ne scotea... Artist, nu așa. Ne scotea YouTube-ul imediat. Stai un pic. Tu, deci, nu vine să crede. Deci, totuși, pe noi ne-a felicitat securitatea... Da, ne-a felicitat securitatea, dar încă nu știi ce vine. Deci, băieții ăștia de la securitate... Ai aflat, da, cine sunt? Da. E, băieții ăștia au produs o hartă pentru tine, cu dedicație. O hartă? Da, mă. O hartă a lumii. Ia vrei să o vezi? Dați-mi 700... Păi să nu fie ceva fără... Dați-mi 720-a. Uite ce frumoasă e, mă. Vezi? Ți-am pus în dreapta pe alb, sigur, să vadă lumea. Știi ce e asta? Partidele politice prorusești din Uniunea Europeană, micuțule. Ia uite că e plin acolo. Noi. Ia uite-te tu. Unde este aur pe harta asta? A securității ucrainene. România, unde păi e? Nu vezi, mă, că e scris acolo, e desenată pe hartă. Păi nu, pe hartă am văzut-o, dar mă uitam pe tabelul de jos să văd. Păi lasă tabelul, uite-te acolo, că ai punctele roșii. Da, am văzut România din prima, îți dai seama. Și vezi vreun partid prorusesc în România? Nu. A, nu? Păi uite-te tu ce e aici, micuțule. Pe, uite, zice Anglia. Ăia a lui Farage cu Independence Party. Uite-te în Grecia, în Danemarca. Prietene, în Franța. Și harta asta e făcută de? De ei. De securitatea ucraineană. Unde scrie? Păi nu, ți-am spus acolo, Spravdi Stratcom Center. Ăia cu securitatea informației care te-au lăudat și pe tine. Deci cu implicarea autorităților ucrainene, micuțule. Nu-i făcută la berărie. Uf. Ai steagul Rusia acolo și uite, îți arată dispersia la nivel european, pe Uniunea Europeană, a așa numitelor partide prorusești. Sigur, ar trebui să le analizăm, nu? Pe fiecare să vezi cât adevăr și câtă minciună aici. Dar arată în partidele prorusești din România pe harta lor. Nu se vede, sunt literele mici. Și atunci, de unde până unde? Păi dacă s-a întâlnit micuțul Simion... cu agenturii. Așa. Și partidul, ai văzut, că e împotriva sancțiilor... Păi, mai lucrează la hartă. Era o fază incipientă. Păi cât mai lucrează, Marius? Până când începe europarlamentarele. Tu ți-am pus data acolo, tu nu te uiți? Da, până când începe europarlamentarele. E 4 septembrie 2023, micuțule, că e... Le-ai dat ăstora idei să revizuiască harta. Păi da! Să revizuiască! Până una alta, nu văd niciun partid prorusesc aici. A greșit. A greșit. A greșit. Am înțeles. A greșit securitatea din... Am înțeles. Hai să mergem la securitatea din Moldova. Haide, aici da. Știi că eu am o apreciere deosebită pentru Maia Sandu. E un lider european. A fost strigată din public chiar de Joe Robinette Biden, omul tău.
Vrei să mă opresc acum din ce arătam aici ca să mă îndrept spre Maia Sandu? Glumesc, haide. Că imediat fac asta, nu vreau. Dacă ai ceva cu Maia Sandu, știi că îmi place enorm. Păi nu, ai zis că mergem... E din alt capitol. Nu, ai zis că mergem în Moldova, nu? Mergem în Moldova, da. După asta, ca să legăm. Deci, au apărut fel de fel de băieți, tot din servicii, da, care susțin exact același lucru ca ucrainienii. Nu cred. George Simion a primit interdicție Moldova chiar acu șica. Acum o săptămână, două. Exact, a fost reînnoită. El fiind interzis în Moldova, Marius, de prin 2009, din epoca lui Voronin. A trecut prin toate. Așa? Că de 15 ani nu cred, totuși. Dar mă rog, contează mai puțin. Întreabă. Asta, da. George, deci, el a tot primit interdicții. Acum, să spun ceva. Să vii din Moldova, ai să spui povestea cu... Ai văzut, în Ucraina s-a întâlnit cu serviciile secrete. În Moldova a făcut același lucru. Cu serviciile secrete rusești. Exact. E important. Deci, micuțul ăsta, total nătâng, când se duce în Ucraina, ghiși cu cine se întâlnește, când se duce în Moldova, ghiși cu cine se întâlnește. Același servicii secrete, deci, rusești. Deci, serviciile ale dracu, servicii... Îl urmăresc pe unde merge. Nu, dar acești tâmpiți de ruși, vezi, Doamne, nu se pot întâlni cu el la București, mă. Că veghează, păi, da, se reinventează. Și atunci trebuie să ducă ba în Ucraina, ba Moldova, exact unde trebuie. Ca să-l vadă, nu știu, gingirica, vânzătoarea de covrici de pe stradă. Da. Dacă el e interzis... Nu, stai o secundă. Da. Din 2009, când nu era nimeni, ce da, se întâlnea în calitate de ce cu... Păi asta o să-ți arăt. A, scuze. Acum. Deci, un băiat pe numele lui Dediu... acum, pe 31 ianuarie, fost șef la serviciilor de informații. Din Moldova, da. A dat interviu. Uh-huh. Unui post de televiziune românesc din Moldova. Așa. Postul românesc din Moldova produce o mică sinteză a discuțiilor cu acest Dediu. Uh-huh. Dați-mi 688A. Așa. E, postul ăla e TVR Info. Da? Vezi pozele, păi, oamenilor acolo. TVR Info nu e post românesc? Păi, adineori ți-am spus că e un post românesc. Așa? A, care e văzut și în Moldova. Care e și în Moldova. Așa. Nu care e văzut. Care e și în Moldova. Așa. Și vezi fostul director SIS, Valentin Dediu. Nu ne interesează cine a luat interviu. E un băiat interesant. Chiar nu mă interesează. Și vezi, pune aici în ghilimele ce s-a întâmplat în poveste, în această emisiune. Uh-huh. Îl vezi și pe prietenul tău, Șelaru, acolo. Da. Da? Bun. Nu știu cine e, dar mă rog. Celălalt pe care nu-l cunoști, da, mă rog. Hai, da, toate la hai. Timpul lor. Da. Și ce spune Dediu? Vezi, asta e un extras din emisiune. Uh-huh. George Simion, când venea, făcea tot posibil să fie cunoscut că el a intrat în Republica Moldova, chiar la vamă era gălăgios. Au fost niște tentative de a lui, de a face zarvă, așa, e, așa au scris ei, așa vezi aici. Da? Deci nu mi-aparțin mie micile zburdălnicii gramatical. Participa la diferite acțiuni de protest, dar ca atare avea mai multe acțiuni și activități pozitive, dar nu avea decât declarații. În ultimii ani, de când a devenit parlamentar, el a devenit altfel. Noi avem al nostru politician, Iurie Roșca, face o comparație cu Iurie Roșca, nu? Care tot așa părea ok și pe urmă s-a dovedit că era altfel. Serviciile speciale străine și, în primul rând, Federația Rusă, selectează persoane care sunt în opoziție față de conducere, se apropie de ei. Ca să-i facă pe ei prieteni pe probleme de ideologie este imposibil, patriotism, nu? Atunci ei ori îi cumpără, ori caută materiale compromițătoare și le dau de știre că le au. Eu cred că George Simion a nimerit cumva sub vizorul serviciilor speciale rusești sau materiale compromițătoare. Cum sau materiale compromițătoare? Adică au ceva compromițător. Cu el. Da. Bun. Deci asta spune, vezi, eu sinteză, dar sigur, în sinteza asta lipsesc niște lucruri. În sinteza pe care o face TVR Info. Și acum noi hai să ne uităm la ce lipsește din poveste. Te bagi?
Da. Mai întâi, Dediu spune așa, dați-mi 17 ce vă rog. Ce au omis sinteza. A reprezentat el atunci, când dumneavoastră erați la cârma instituției, un pericol din punct de vedere al securității naționale. A avut dânsul, din ce cunoașteți ca șef al instituției, tangențe cu aceste servicii speciale ruse? Nu, nu avea. Eu spun categoric nu. What? Crezi că vă aveți dime și tu că? Păi n-a avut atunci, după aia. Păi fii atent aici. Mai pe seară. Fii atent. Atunci a fost interzis prima oară, în 2009. A, și după aia nu s-a mai dus. Stai, a fost interzis. Da. Deci atunci când a fost interzis prima oară, nu avea relații cu serviciile secrete. Nu, după aia. De unde poți tu deduce că la interzicerile care au urmat e din cauza serviciilor secrete rusești? Când noi știm foarte bine că el a fost interzis datorită manifestărilor unioniste pe care le producea acolo. Da. Deci odată ce spune omul ăsta? Nu era un pericol în sensul că nu avea relații cu serviciile secrete. Micuțul Dediu nu e foarte mintos, dacă mă întreb pe mine. Așa pare. Ca securist. Așa pare. Da? Și se scapă, nu-i așa, cu această declarație. Gogoașă. Mergem mai nu e gogoașă. Nu, e gogoașă în sensul că îl dezumflă pe el. A. Așa. Dar, mergem mai departe. Bietul Georgică Simion, luând cunoștință de ghidușia lui Dediu, bă, simte nevoia chiar să-i mulțumească. Bă, ești deștept, de nu mai poți. Îi mulțumește. Fii atent. Dați-i 721. Îi scapă porumbelul ăsta, așa zic. Da, fii atent, 721. Ce face? Simion îi mulțumește, te zice. Îi mulțumesc, domnule Dediu, a confirmat ce spun de mult. Nu am avut interacțiuni cu serviciile rusești în activitatea mea de lider civic unionist. În sinteza însă la TVR Info nu au pus asta. Păi, nu mai era cazul. De ce? Era, n-am mai avut spațiu. De regulă spui că n-au mai avut din alea unități. Unități, păi nu era pe telefon, era pe spațiu. Am înțeles. N-am mai avut. Am înțeles. Și zice George că nu e vorba nici de bani, nici de materiale compromițătoare. El îi mulțumește că a confirmat că nu era în relații cu serviciile secrete rusești. Dar Dediu nu-i face un serviciu, pentru că Dediu minte în continuare. Ca un securist adevărat ce e. Hai să vedem ce zice. El, săracul, nu e nici măcar cât securitatea ucraineană, care întâi spune că aurul e cu Rusia, după dar după aia nu-l găsește ca partid pe prorusesc pe hartă. Deci atâta pot securiștii din Ucraina. Dar să vedem ce pot securiștii din Moldova. Mă pui rău cu securiștii, deci, din Ucraina, mai pus. Am înțeles, Marius Tucă, da, ce? Valentin că domnul George Simion nu era în relații cu securitatea rusă când a fost interzis în Moldova. La începuturile glorioasei lui 2000... activități de interzicere. 2009, da. Exact. Că micuțul ăsta a venit șef de servicii după aia. Deci el știe automat ce se întâmplă. Puțin. Tu zici în 2009. 2009 e cu 15 ani. De asta George are 37 de ani. Acum 15 ani câți ani avea? Deci, da, mă rog. Mă întreb pe mine. Păi eu scădere deci, simplă. Deci, sau adunare, cum vrei. Te rog. Ca să te ajut, că văd că ești obosit. Zici? Mă înțeleg. Așa? Pot să înțeleg asta. Uite. Micuțule. Că tu ai ridicat o problemă foarte deșteaptă aici. Din punctul meu de vedere. Zice așa, Radio Europa Liberă Moldova, 8 decembrie 2020, peripețiile lui George Simion în Republica Moldova, Valentina Basiul. Da? Mm-hmm. Până aici? Citesc. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, Aura, a primit prima interdicție de intrare în Republica Moldova, martie 2009, în epoca lui Vladimir Voronin, pentru că ar fi încălcat ordinea publică. Atunci făcea parte din grupul de inițiativă Spirit Românesc. Altă dată se prezenta ca membrul Asociației Noi Golani, înființată în 2006 și finanțată din buzunarul propriu, după cum avea să declare. În decembrie 2014 s-a interzis accesul din nou în Republica Moldova, fiind dat jos din autocarul de linie ce venea la Chișinău. Era de câțiva ani liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Deci dacă tu ai impresia că eu vorbesc a visat Stan, nu.
micuțule. Nu. Sunt beton. Păi dar n-am... Armat. N-am zis așa ceva. Deci, asta, 2009 sau nu 2009, mm-hmm. s-o rezolve Georgică, iată, cu prestigioasa instituție de presă Radio Europa Liberă Moldova. Mm-hmm. Da? Până aici ai înțeles? Bun, mă bucur. Micuțul de Diu, fratele tău. Șeful SIS, fost șef. Așa. Aha. Tot din ce aflăm și noi, uite, chiar din gândul. De Diu, care a deținut funcția în perioada 2011-2013. Lucreția Soare, 31 ianuarie 2024. Materialul din care ai văzut extrasul. Deci când De Diu vine șef la securitate în Moldova, avea practic tot filmul interdicțiilor și activității lui Georgică Simion pe linia colaborării lui cu serviciile secrete rusești. Și ce spune De Diu în clar? Că nu. Că nu. Corect. Iar De Diu vrea să-mi spună acum că este interzis în Moldova pentru că are relații cu serviciile secrete rusești după ce el în mod constant a fost interzis din cauza activităților unioniste? Clar, ce să... Români, v-ați prins? Cum e cu securiști? Cum e cu securiștii proști? Ok. Mergem mai departe cu securiștii proști, că văd că a început să-ți placă. Mult de tot. E ca un thriller. Da. Păi e. Dar să știi că nu foarte multă lume poate să facă treaba asta. Cu thriller-ul, adică. Nu, sunt convins. Păi de-aia e unul singur e Valentin Stan. Ah, mersi. Mă simt altfel. 33 de colaboratori. Relieved. Bun. Deci, ce-am aflat? Că nu era pericol, nu? Păi atunci dacă nu era pericol și Marius Tucă nu era treaba cu serviciile, cum am tot aflat, de ce îl interziceau ăștia Moldova? Spune păi de... Păi v-a zis. Păi stai, da, dar fii atent ce spune de Diu. Bineînțeles că nimeni nu a observat. Oare de ce? De ce crezi că n-a observat? Nu mă mai țin în tensiune, te rog. 18 ce, vă rog, pentru tensionatul ce? Marius. Pentru detensionarea... Avea mai mult, dacă un procentaj să vorbim, mai mult era procentaj deci, acțiuni și activități pozitive. Deci, unire neamului, deci pământ român, toate chestiile astea. Da, pentru cineva nu era mult, nu erau mulțumiți de acest lucru, dar nu avea decât declarații. Vezi că în treaba de la TVR Info apare chestia asta cu declarații, dar nu spune că unora nu le plăcea. Adică, jazz-ul. Adică cum nu le plăcea? Nu le plăcea unora. Păi, ăia care nu le plăcea unora erau serviciile secrete rusești? Păi nu să știu că eu am stat păi, aici. Păi, ai două variante. Dacă erau serviciile secrete rusești, înseamnă că Moldova era controlată de serviciile secrete rusești, excludem. N-aș fi chiar așa. Păi da, nu o să spune de Diu că nu eram slujile Rusiei, da? Așa. Deci este clar că dacă unora, ălora, cărora nu le plăcea de a fost interzis ăsta Moldova, nu puteau fi decât autoritățile Republicii Moldova. Nu cred așa ceva. Păi altfel, cum îl interziceau? Deci trebuia să fie cineva care avea puterea... Autoritățile. Exact. Deci nu le plăcea... Voronin. Deci nu le plăcea ce? Activitatea unionistă. Păi nu, că și la ora actuală e interzis. E adevărat. Și nu mai e Voronin. Cât se aplică din ce spune de Diu pentru epoca Voronin-Dodon și n-ar fi valabil pentru epoca Maia Sandu? A? Care Maia Sandu sigur trebuie să livreze pe linia colaborării între serviciile secrete. Adică avem nevoie să-l interziceți pe Simion în Moldova ca să pară că lucrează cu serviciile secrete rusești. Nu cred. Bine, atunci vrei să mergem pe varianta cu unirea? Nu. Că fac o pauză pentru tine. Nu. Vreau să mergem pe unirea. Eu nu cred că Maia... Așa? Ce nu crezi? Sandu ar fi putut să facă așa ceva. Nici eu nu cred. Adică tu insinuezi, și aici trebuie să aduci dovezi pentru că nu ne iartă... Eu insinuez. CNA-ul. Că Maia Sandu ar fi răspuns la ordinul... Uite, vezi cum mă oblici, te provoc, te mă oblici, oblici să fac acum ceva? O mizerie bănuiesc, nu? O mizerie? Știu. Da? Ești genul care e enervat să faci o mizerie. Deci, da. Marius, vrei să... Nu cred că Maia Sandu, ea e pro-europeană, ea nu cred că ea răspunde la nu știu ce. Da.
Atunci hai să facem o paranteză aici, dragi români, face o mică paranteză la George Simion. Ce mă, se uită cineva? Nu cred. La noi? Da. Hey, acolo câteva mii de... Deci, 6-7 mii, apropo, 1000 de oameni. Da. Am înțeles. Ce? Cât? Zi! Hai să... Valiciu, deci noi da, nu ajungem la nimic. Deci hai avem 5 pagini. Nu ajungem să facem nu că nu ajungem. Facem, deci, facem ce avem de făcut și cu asta basta. Că nu trebuie să facem tot ce ne-am propus. Mai aici săptămâna viitoare. Ți-o dau pe Maia Sandu acum și pe Radu Tudor. Te rog, te rog. Da? Da. Am înțeles că e unionistă Maia Sandu. Da, e mama unioniștilor. Adică și mama și tatăl unioniștilor. Hai să te învăț cum se face campania electorală în Moldova ca să câștige alegerile de președinte. Așa. Mergem în 2017, da? Mm-hmm. Te ții? Da. Ești sigur că te ții? Da. Bine, dacă zici tu. Dați-mi 42C, cascochi. Deci cei care cred și promit că pot să facă unirea astăzi sau mâine, își asumă această promisiune, dar noi o credem nerealistă. În primul rând, din perspectiva Uniunii Europene, pentru că trebuie să îndeplinim niște condiții clare, și în al doilea rând, pentru că trebuie să existe consens național la acest subiect. Aceasta poate fi doar o decizie democratică a oamenilor care locuiesc pe acest teritoriu. Nu poate fi impusă sau făcută unirea așa cum s-a întâmplat altă dată. What? Păi, s-au schimbat vremurile, nu mai poți. Fraiere, la vremuri noi, deci în 2000, metode în noi. 2011 unirea a fost impusă. 2000? Scuze, 1918. Da, mai... Scuze. Da, a fost impusă și nu se mai poate face nu, la fel. Nu mai poți la face unire. Noi, metode bă, noi. Nu se mai poate face forțat unire. Da. Acum se spune și e cu democrația în gură. Marius, putem discuta cum s-a făcut unirea în 1918? Nu, de data asta că nu, chiar nu mai vorbim. Putem nimic. Discuta! Ia-l de pe mine că-l omor. Dar bineînțeles că nu o să o facem. Facem dacă până vrei, una, nu avem timp și românii trebuie pregătiți pentru asta. La ce au învățat în școală, vai, sufletul lor și sufletul nostru. Dar ce spune Micuța aici, fiind om politic, cetățean român? Zice, bă, în 1918 ne-au impus ăștia unirea. Da, clar. Da? Și omul politic? Bun. Problema nu e asta. Problema este școala securității pe care o are. A fost colegă de clasă cu Radu Tudor. A. Da? Eu nu mă întreb dacă am dovezi? N-am bine. Curaj că dacă mă bagi deci, în... ce a spus? Ai dovezi? Ce a spus, Micuța? Ai auzit? A zis că să nu se mai facem unirea cum s-a făcut altă dată. A, așa, adică impusă. 1918 cu forța. Ia fi tu atent aici. Asta ce ai văzut-o acum era pe 12 septembrie 2017, adică. 2017. Da? Pe 12 septembrie. Da. Ce crezi că face ea pe 14 septembrie 2017? Da, se unește cu țara. Dați-i 726, vă rog. Ia vezi ce a făcut. Ia, citește. Hai. Ah. Parcă te citează. Măi, aveți aceeași școală? Ai infirmat. Bă, da, aveți aceeași școală, vezi, că așa ai zis și tu. Zice, nu am spus că unirea din 1918 a fost impusă, ci că unirea astăzi nu poate fi impusă. Așa a zis? I-a zis securiștii că băi... Măi, aia care te-au școlit pe tine, văd că au învățat-o și pe ea. Păi nu, pe Radu Tudor. Tu imediat ai explodat. Stai. Ai zis, băi, n-a zis nu așa. Nu te arunca pentru că te arunci în gol. Pe băi, mine nu m-a școlit nimeni. Da, așa. Din securiști. Deci ce e asta pe 14? Nu m-a confundat cu altcineva. Ce e asta pe 14 septembrie? E o dezmințire categorică. Deci n-a spus ai infirmat. Nu am spus am că înțeles, unirea noi prost, noi doi. Da? Bă, 14 septembrie, da? Mm-hmm. Băi, treaba asta a avut consecințe, îți dai seama. 727 a avut. 727 de consecințe a avut? Da. Ia uite, e în timpul din Moldova. Ghenade Nicu, ce zice? Să vedem ce zice examenul comparativ la îndemână. De altfel, oricui nu e lezne-ți transcrie ce decreta Maia la Congres. El era Congresul PAS, da? Mm-hmm. Pentru a confrunta cu ce a scris trezită din reveriile sale geopolitice și istorice trei zile mai târziu. Ea spune pe Facebook, nu am spus că unirea din 1918 a fost impusă, ci că unirea astăzi nu poate fi impusă. Să vedem pasajul respectiv de la Congres. Nu poate fi impusă sau făcută unirea așa cum s-a întâmplat altă dată. S-au făcută, nu numai impusă, da. Da. Concluzia e la suprafață. Maia minte odată la trei zile. Nu poți să spui că minte ca porcul Maia Sandu. Eu acum emisia. Bă, eu citesc aici, nu-i cu a porcul. Dar tu ești în stare să... Ba, ai spus, dragă, astea-ți fură vorbele textual. Tu știi ce spune ăsta aici în textul ei, cum o face?
Nu ți-am dat asta, nu, că te știu nu, dar, nu, cu naturelul sunt, sensibil. Exact și da. Sunt foarte... Ba, ai spus, dragă, astea sfură vorbele textual, că despre proiecția lor, mentalul colectiv, despre ce induce determinativul ăsta impus și dintr-o guriță care a avut atâtea elanuri euroatlantice, vai! Asta e prostia de soi, care nici acum, încet, când încet. Știm, cu secvențe video sub ochi, de la cine a ieșit, nu pare verosimilă. Te-ai înmuiat când ai zis guriță. Guriță. Uite, guriță uite-te la ea. Guriță mică, da. Asta îl interzice pe Simion în Moldova, acum că Simion da. Are... Hei! Cum are că... tot dreptul, hey! Este șef, hey! Șefa la țară. Hei! Cum că Simion are relații cu securitatea rusă? Sau ce vrei cumva, să spui? Sau cumva mai are relații cu securitatea de la București care a nășit-o? Adică a nășit-o sau a botezat-o? N-a spus Iohannis că trebuie să se ocupe SRI-ul de Moldova? Ba da. Ți-am dat filmul aici? Ea da. E Moldova? Și ce? Nu, mie îmi spui că nu știam? Adică... Nu știu. Deci, micuțule, de ce l-am interzis pe ăla? Pentru că nu e unionist. Pentru și că... unirea s-a făcut ce? Pentru cu forța. Că... Ce ai spus? Unirea s-a făcut cu forța. Căci? Deci, micuțule... Da. Ce a aflat tu de la domnul Dediu? Că nu le plăcea unora, da? De da. George Simion. Mm-hmm. Și am conchis amândoi că ălora, cărora nu le plăcea de Simion, nu erau Putin și FSB-ul. Da. Erau ăștia din Moldova. Care și acum îl interzic Moldova. De ce? Pentru că are relații cu securitatea rusă sau pentru că așa cum s-a dovedit de atâtea ori când a fost interzis, era de fapt interzis pentru activități unioniste pe teritoriul Moldovei. Păi e clar. Ceea ce era de demonstrat, demonstrat. Hai să ne întoarcem la Dediu. Hai să ne întoarcem la securistul Dediu. 19 ce vă rog? Băi, dar vreau să te întreb de Maia, Sandu, că tu crezi că securitatea la București îi spune ei ce să eu facă. Eu cred că domnul din România... George Simion? Da, nu știe nici cum îl cheamă. El... a nimerit undeva în vizorul serviciilor speciale rusești. Crede! Și cred că undeva sau materiale compromițătoare sau, de la început. Sau cu bani cumva, fiindcă mai are o activistă acolo din partid care tot la dacă vă referiți la doamna Șoșoacă, a plecat în partid, dar a, are proprii. Nu, dar a fost în partid. Nici asta nu știa cum o cheamă. În partid, participa la... Păi om de servicii, ce vrei? Invitată la ambasada rusă. Ce-a făcut, mă? El crede. Dediule, micuțule Dediu, crezi tu în biserică? Când ești la securitate... Nu mai crezi. Bă, acolo... Și acolo crezi. Dar la securitate, atunci când crezi de diule, te închin de câteva ori sub patrafir și vezi ce faci acolo. L-ai jignit și pe ăsta. Pe cine? Pe patrafir? Da, nu, nu-l chema patrafir, îl chema Patraulea. Patraulea era, Patraulea, da? Ce personaj. Deci, ce ați făcut, mă, securiștilor moldoveni? Credeți voi că e ceva cu Georgică și cu așa? Și că mai e una din partidul Georgică, dar nu știți cum o cheamă, că nu știați cum o cheamă. Vali, am și o rugăminte, doar atâta te rog. Da. Doamna Șoșoacă trece prin momente grele. Marius. A avut un mic conflict ideologic cu soțul domniei sale, care a fost dat afară din partid și dar totuși un moment de recolegere. Noi nu suntem Antena 3 ca să ne ocupăm de asta. A, nu, asta spun. Da, da, știam. Adică... Da? Deci, România, ați înțeles, să fii drăguț, securitatea ucraineană l-a văzut pe ăsta întâlnindu-se cu FSB-ul rusesc și după ce au constatat ei că e pro-rus, nu l-au găsit pe hartă. S-au uitat pe hartă și nu era. Păi nu le-a... Iar Dediu, micuțul Dediu spune întâi că era ok, da. Nu era cu serviciile, dar pe urmă unora nu le-a plăcut de el și ghișe, crede el. Crede, deși nu e în biserică, e tot cu rușii până la urmă. Și pe baza acestor lucruri, micuțule, da. Pe baza acestor lucruri, ghiși tu ce se întâmplă. Ia. Ghiși tu ce se întâmplă. Atenție. La neatenție. Cu Simion. Ia. Ești pregătit? Nu, pregătesc în timp ce. Păi urmăresc. Atunci, hai să vedem. Ia. Dați-mi 20 ce vă rog. Veți cere în mod oficial Ucrainei și Republicii Moldova să explice public de ce nu are George Simion acces să nu intre? Poate să explice public și nu haideți să ne jucăm cu lucruri care aflat. Totuși de... Am acces la informații, asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac public.
Dar voi adresa? Zi-mi acele. Știam. Această cerere, să știu, la primii miniștri. Dacă dânsii doresc, dânsii sunt furnizorii de informație, nu sunt eu. Eu respect interstatal. Dacă dânsii doresc să facă aceste informații publice, m-ar și bucura. Dacă ele există, stai să vedem. A. Dar presupun că există două decizii. Nu are voie în Republica Moldova și nu are voie în Ucraina. Ce zici de asta? Ceva asta la erau asta, baza acestor decizii. Vă mulțumesc frumos. Ce ai făcut, mă? Deci cerem să ne spună... Păi, ăia nu sunt obligați să spună, Marcele. Ăștia de la Chișinău s-ar putea să spună. Să spună ce? Ce spune de Diu? Credem că e una și o șoacă... Asta, Ciolacule, nu, vrei să spună? Să spună ce a zis iar ăla, în primă fază. Iar ăla din Ucraina ce să-ți spună? Că ăsta e cu agenturile rusești, dar nu-l găsesc pe hartă? Ce să spună, Ciolacule, e șef de mică. Guvern al României, care faci tu anchete la serviciile secrete din alte țări? Nu face mai, am făcut tot ce face se anchete, a cerut ceva. Să știi că ancheta se face pe bază de cerere, nătărăule. Păi facă ea anchetă, nu faci el. Tu ai zis că el faci tu anchetă, da, ai zis. Da, da, da. Proprietatea termenilor. Lui, în ancheta lui da, intră, în ancheta lui intră... Și anchetele lor. Nu, și întrebările pe care le adresează elora. Da. Poftim? Da, ce vrei să zic? Dar am impresia că m-ai enervat. Ca de obicei. 21 ce, vă rog? Și că am impresia... Păi noi 21 ce? Vorbeați mai devreme despre un război hibrid pentru influențarea alegerilor din România. În acest context, zilele trecute... Din întreaga Europa. Din întreaga Europa. În acest context, zilele trecute, fostul director al SRI, domnul Eduard Helvig, sugera și scria pe platforma X că liderii AUR promovează interesele Federației Ruse în România și că își coordonează mesajele cu alți lideri extremiști din întreaga Uniune Europeană. De asemenea, rectorul de la Școala Națională de Studii Politice propune o comisie specială de anchetă în Parlament care să investigheze presupusele legături dintre liderii AUR și agenții ai FSB, ai serviciilor secrete din Federația Rusă. Înțeleg buna credință. Cum vedeți această propunere? Înțeleg buna credință a domnului Remus Pricopie, dar trebuie să fii parlamentar să solicite. Ați susținut astfel public, de propunere? Părerea mea că o să discute la grupurile parlamentare. Se discute, deci fac anchetă. Nu prea mult în anchete parlamentare. Păi cum? Cer scuze. Dumneavoastră personal, în calitate de premier, ați primit vreodată informații care să ateste eventuale legături între liderii AUR și agenți secreți din Federația Rusă? Spune că o să le primească. Vom vede. Poftim? Considerați că AUR și George Simion și alți lideri ai AUR promovează interesele Kremlinului în România și ale Federației Ruse? Poftim? Cu certitudine, da. Am Știți foarte bine că sunt oameni politici și parlamentari care participă la ziua Rusiei. Așa? Și nu țipă. Și asta nu e o vulnerabilitate. Dar la ziua națională a României țipă. Nu este o vulnerabilitate pentru statul român faptul că lideri politici... Este tot. Este democratic. Harta Ucrainei. Ce trebuie să respectăm democrația. Eu am trăit mai mult decât dumneavoastră în comunism. Eu nu vreau să mă întorc. Pe bune, Marcele? Ce soluție? Problema mea este că nu-și asumă. Ah, că e agent rus. Pentru a opri ascensiunea partidelor extremiste, care ar fi soluția? Să lămurim românii că e mai bine să ne voteze pe noi. Aha. Acești analfabeți funcțional nu cunosc istoria României, pentru că în istoria României este o situație, nu că aș compara AUR cu acel partid, partidul... nu discutăm care, partid care a fost supus unor persecuții groaznice. Păi pentru că, exact, pentru că așa au crezut ei că se salvează. Și partidul ăla a ajuns să aibă în spatele lui toată România, Marius. Toată! Cu preoți, cu plugari, profesori, cu profesori universitari, scriitori. Acești analfabeți. Cred că treaba asta se poate face din nou, fără să aibă aceleași consecințe? Ei, nu ajungem chiar acolo. E totuși vorba de totuși cu totul altceva. Și de când ce? Vorbim despre lideri și când vorbim despre cei care ar vrea să interzică. Auzi, micuțule? Și securiștii sunt proști. Adică... Micuțule, am o veste pentru tine. Dă-mi-o. Ăștia pe care vor ei să-i persecute acum nu sunt criminalii ăia.
Asta e adevărat. Atenție! Și nici departe de a fi legion. Iar oamenii pe care i-am văzut eu în postura de candidați la europarlamentare sunt absolut, a oră când ai zis. Absolut respectabili. Chiar nu știu lista, sincer. Nu trebuia să tu uiți pe listă, trebuia să-i vezi. Niște oameni absolut respectabili. I-a dat la televizor? Deci, încă o dată, putem discuta în fel și chip ce este cu AUR. De unde își trage seva electorală? Care este proiectul lui politic? Ce... Întreabă-mă ce vrei să spun, că îți răspund nu eu. Nu asta vreau să discutăm. Așa. Ce vreau să discutăm și asta am arătat, este modul abominabil în care sunt implicate servicii secrete din România și în afara României pentru a desființa un partid. Ce vorbești? Așa. Serviciile secrete despre care vorbești, au băgat oamenii la închisoare în România. Da, Marius. Toți liderii politici. Ce abominabil că ăștia joacă și... Dar pentru asta, serviciile secrete din România, care făceau dosare la mânărie cu justiția, bă, n-aveau nevoie de serviciile secrete din Ucraina sau din Moldova. Pentru că nu era cazul atunci. Exact. Da, acum uite că e cazul. Iată că acum au ajuns până acolo. Da. Și s-a întâmplat ceva cu serviciile secrete despre care vorbești tu? Nu mai. A răspuns cineva pentru asta? Nu, dar noi ne uităm cât de valabile sunt mizeriile astea. Noi ne întrebăm amândoi de 30 de ani, când tu, când eu, ce facem noi în România când securitatea conduce. Așa. Dar iată facem că, iată că la ora actuală conducem implicându-ne în jmenuri fetide cu securitatea ucraineană sau moldoveneană. N-am făcut deloc asta. Îți spuneam... Astea sunt doar niște declarații. Fac pariu că nu există ale politice. Fac pariu că nu e nicio adresă oficială sau o hârtie oficială din partea statului român către ucrainii. Facem pariu pe ce vrei tu. Măi, Marius. Acum. Marius. Așa. Cuțule. Ai la ora actuală un băiat care vine la tine în emisiune. Așa. Și spune că George Simion are o problemă pentru că are întâlniri. Așa. Și relația cu Rusia. Nu a zis că are întâlniri, are o problemă. Are o problemă din cauza relației cu Rusia. Că relația, au apărut aceste informații, relația cu Rusia este documentată de serviciile secrete ucrainiene și de serviciile secrete moldovenești. Așa. Pe filiera asta a venit. Da. Deci din momentul ăsta sunt implicate. Iar noi cumpărăm de la ei ca să folosim în bătălia politică internă. Corect, dar cumpărăm ce? Din Ucraina nu cred că sunt implicate, părerea mea. Mă, băiatule, ăia sunt implicați în toate mizeriile și malversațiunile legate de ceea ce înseamnă la ora actuală construirea acestei imagini, nu? Vezi pericolul rusesc. Cam aia în clar, dar nu legată de Simion. Eu nu cred că în Ucraina există asta. E părerea mea. Și o să vedem. A fost legată de Simion, a fost legată de Kelemen Hunor și e legată de oricine va dori să se implice. În Moldova e clar că așa e. Va dori să se implice. Bine, o să vedem. Ascultă. Oricine va dori să se implice în bătălia pentru protejarea drepturilor românilor din Ucraina. Asta este acțiune împotriva intereselor de stat. Aia clar, aia nu se discută. Deci asta total este la baza interdicțiilor ucrainene la adresa lui Simion. Iar noi, în România, cu serviciile noastre de 2 lei... Sunt două chestii diferite, Vali, de acord cu tine. De acord cu tine, asta da. Deci serviciile secrete ucrainene sunt implicate, clar. Serviciile secrete moldovene sunt implicate 100%. Și noi jucăm sarabanda cu ele. Da, clar. Împotriva unui partid politic din România. Nu știu dacă cu ucrainene jucăm. Bine. N-am nicio dovadă, Vali. În afară de declarația lui că AUR, că nu știu ce a făcut, că Simion nu știu ce a făcut... Marius, închid, că nu știu ce-i cu tine. Nu, dar de ce? În momentul în care serviciile secrete ucrainene ți-l prezintă pe Simion ca fiind agent al Rusiei, fiindcă se întâlnește cu rezidența informativă rusească de la Cernăuți... Este pentru că s-a dus și s-a bătut pentru drepturile deci, românilor. Deci în momentul în care securitatea spune asta... Iar Ucraina îi interzice accesul pe teritoriul Ucrainei. Da. Iar șeful guvernului român spune că se informează în Ucraina legat de aceste lucruri. Din momentul ăla am închis discuția cu tine. Ok, bine. Ai înțeles? Bine, e timpul... case closed. O să vedem ce... N-avem ce să vedem, că nu mă interesează nimic aici. Mai departe, dacă te uiți la... Așa. Bă, mă enervez. Bă, mă enervez și nu știu... Stai puțin. Ia, fii atent aici. Stai o secundă, Vali. Fii atent aici.
Era o chestiune legată. Vreau să te învăț ceva. Nu. Sunt două aspecte aici. E clar că pe Simion ucrainienii l-au luat și așa mai departe și declară în urma zbaterii lui pentru ăla. Hai, n-avem treabă, n-avem treabă. Hai, zi. Deci, nu vreau să fac asta, dar vreau să arăt ceva. Hai să facem. Vreau să arăt ceva cu patrioții la București. Da. Fii atent. Aș cu Moldova, clar, 100%, nu se discută. Are Klaus Iohannis vreo șansă să preia o funcție la nivel european? Este absolut onorabil doar că s-a discutat despre această posibilitate. Președintele Klaus Iohannis, dacă ați urmărit discursul de săptămâna trecută din Parlamentul European, a fost unul foarte bine apreciat. Doamne ferește. Pentru România ar fi o mare onoare și demnitate și de asemenea o recunoaștere ca un președinte dintr-o țară este europeană să ocupe o funcție la una dintre instituțiile europene. Da? Deci, Marius, cine a vorbit aici? Fratele tău. 12 februarie. Soldatul Ciucă. 12 februarie la Generalul, mă rog. Realitatea Plus. General Armatei Române. Bun. Români. Vreau să vă predau un minut. Și mai mult, nu e grabă. Cursul scurt de patriotism à l'envers. Adică în franceză înseamnă de andoasele. României nu poate să-i facă onoare decât sacrificiul pe câmpul de luptă al copiilor ei. Nu există instituție pe planeta asta, persoană fizică, individ sau în Calea Lactee, vreo planetă, care să onoreze în vreun fel statul român, pentru că România este deasupra oricărei formule de contrapunere în această construcție a entităților planetare, galactice, cum vreți să-i spuneți, în măsură să confere așa ceva. Nimic nu este mai presus de o țară în sensul de a-i face acelei țări o onoare. Nici Chinei, nici României, nici Statelor Unite ale Americii. Singura onoare pe care o poți face România este să mori pentru ea. Ce îmi spune mie acest penibil? Că o funcție dată unui nimeni vremelnic șef de stat sau unui gigant vremelnic șef de stat onorează România? Țara mea poate fi onorată așa? Prin funcția dată unui individ cetățean român? Oricare ar fi aia funcție? Ăsta este militar al armatei române? A fost. E în rezervă. Deci ce învață ăștia la cursul scurt? Hă? Cine? Poate n-ai înțeles, îți mai dau o dată. Am auzit, da. Ce? Și pentru România ar fi o mare onoare și demnitate și de asemenea o recunoaștere. Deci cum poate un militar al armatei române să insulte România spunând că e ceva altceva decât sacrificiul suprem pe câmpul de luptă, care ar putea face o onoare României? Nici Dumnezeu din cer, dacă s-ar pogori acum pe acest pământ și l-ar sfinți încă o dată, nu ar putea să facă o onoare României, pentru că România e mai presus de orice, cu toată credința pe care o avem noi în Dumnezeu. Și oricât de... Păi și tu te enervezi din cauza lui Ciucă? Nu. Vreau să-ți arăt încă o dată cine ne vorbește de patriotism și de apărarea intereselor naționale și de securitate ale României. Ce surpriză! Ăsta cu care te lupți tu. Ciucă, săracu. Întorcându-ne la Radu subiect... Radu Tudor? A, vrei la Radu Tudor? Păi, da, nu zici văd aici cam șapte asta și să termină emisiunea. Să terminăm, asta e. Ne rămâne și nouă substanță. Vali, acum vorbim foarte serios. Nu trebuie să le facem pe toate. Mm-mm. Facem exact cât durează. Dai să terminăm cu aur și vedem ce se mai întâmplă. Da, te rog. Bă, ăștia vânați de securitatea din Ucraina și de securitatea lui Maia Sandu, unionista,
Așa. Păi nu prea e unionist, îmi pare rău. Băi, unirea a fost făcută... Ți-a explicat că n-a zis așa. Nu, ai... Deci bă, ți-am mai explicat odată, nu vrei să înțelegi. Maia Sandu este o păpușă... Marius, fii atent. Hei, ascultă. Așa. Eram junior diplomat. Spuneam ceva. Fii atent, eram junior diplomat și ne făceau un curs. Nu spun cum îl cheamă, că nu te interesează și... Nu știu dacă mai trește. Și ne spune așa, băi, ne învăța cum să ne comportăm, știi? Și băi, zice, eram la Paris și aveam o expunere acolo într-o sală, nu? Și spuneam noi cum sunt respectate drepturile omului în România, nu știu ce. Și erau niște unguri, știi că ungurii erau ăia răi care vreau să tot fure Ardealul. Tot timpul. Care ne jurau, ne dădeau cu huo, nu știu ce, că mințim, că nu știu ce. Băi, cel mai important lucru este să nu clipești. Să continui. Să minți fără să clipești, că e expresia aia. Vei face în continuare ce ai de făcut. Nu te lăsa influențat. Maia Sandu nu te... este un unionistă. Este un om care dorește binele Moldovei. Dar pe dedesubt este o păpușă, dacă deci. Iei învelișul, este o păpușă... Micuțule, hai să te învăț cum se face la securitate. O păpușă... Hai că azi ai fost foarte pe din afară, nu ce să fac. Ca de obicei, deci, mai rău, hai să te învăț, da? Da. Discuție despre Vlad, micuțul general. Da. Care, ba, e cu războiul, ba, e fără război, cu armata, ba, nu e, ba, ai văzut la de veselul e muc și sfârc, bă, ok. Ai demonstrat. Așa, și în poveste, băi, ce facem cu ăștia? Îi luăm cu arcanul la oaste, ba, că e voluntar, ba, că e nu știu ce. Și se încinge discuția în platoul televiziunii tutelare planetare Antena 3. Nu. Și vine Răducu Tudor, fratele tău, coleg de bancă, nu-i așa cum Maia Sandu. Mulțumesc. Și spune, bă, dar în primul rând, generalul Vlad nu folosește termenul război. Nu cred. Da, spune, uite, dați-mi 37 ce vă rog. Mai spun încă o dată, în acest interviu nu se menționează nicăieri cuvântul război. Să nu creăm noi o diversiune adăugând cuvinte pe care șeful armatei nu le-a spus. Radu. Da? Cu subiect predicat, dar e poate să dezmintă și el. Păi nu, că nu e nimic de dezmințit. Dați-mi păi 36 ce? La Maia Sandu era ceva de dezmințit. Ce prevede concret acest proiect? Printre altele, am înțeles, printre altele, ne dorim să introducem un serviciu militar în termen voluntar. Adică vizăm segmentul de vârstă între 18 și 35 de ani, indiferent de sex, naționalitate, credințe religioase, tineri care doresc să îmbrace haina militară, să plătim acest serviciu și să îi pregătim în... Atenție! Principiile de bază de ducerea războiului. Cum? N-a spus război? Băi, nu, mai, cred că n-am auzit. Mai dați-mi o dată, vă rog, 37 ce? Na, greșit. Mai spun încă o dată, în acest interviu nu se menționează nicăieri cuvântul război. Să nu creăm noi o diversiune adăugând cuvinte pe care șeful armatei nu le-a spus. Radu. Români, asta primiți în fiecare zi. Minciună sfruntată în față, cu flegmă între ochi. Și dacă cineva observă, vi se spune tot în față, prin principiu dezvoltat încă de Dzerzhinski. Bă, dacă ai spus ceva ce nu e în regulă, în secunda a doua spune că n-ai spus. Ce se întâmplă? Corect. Unii au văzut ce ai spus, alții au văzut doar ce ai dezmințit. Puțini sunt cei, în orice caz nu sunt toți, cei care au văzut și una și alta. Deci atunci când ai dezmințit față de majoritatea care te-au văzut, te-ai scos și oricum rămâne valabil ce ai spus în prima fază pentru toți aceia care n-au văzut dezmințirea. Este o regulă de bază a securității practicată cu brio de micuțul Răducu, zis și Bocăncel, și Maia Unionista. Sigur, voi n-aveți de unde să decelați lucrurile astea, pentru că, spre deosebire de mine, care sunt plugar, și Marius aici, care e... Tâmplar. E plutaș pe Volga, înțelegi? Că așa mi-ajung și mie banii de la Putin. De la Putin. Așa. E, în condițiile astea, voi, nefiind niciuna nici alta, aveți mari probleme să percepeți exact ce vi se întâmplă. Relaxați-vă. O să fie bine. Mergând pe firul ăsta, văd că aici tocmai urmează cu tinerul pentru război și stai cu... că ajungem și acolo. Mai întâi să închidem aurul. Micuțul aur, uite cu cine se pozează. Sigur,
suveraniști, conservatorii răi, extrema dreaptă. Da. A fost Ciolacu zile trecute, s-a pupat, cu Georgica, s-a fotografiat, bă, dar nu are poza asta. Poza asta nu o are Ciolacu. Nu știu de ce nu are, poate securitatea n-a fost intuitivă. 717-a. Da. Marisică, ce vezi tu acolo? Măi, este, cum o cheamă, de la Riche Poveri. Riche Poveri, dar vezi și au mână? Harta, cetatea, eternă? Ia, mai arunc un ochi. George Simion alături de Giorgia Meloni la Roma, liderul aur, a criticat... Lasă aia, că am luat-o din evenimentul zilei, e titlu. Dar ce au ei în mână? Ce... Columna lui Traian? Păi nu... S-au întâlnit pe columna lui Traian. Ai văzut? Mă, dar dacă s-a întâlnit Meloni așa zâmbitoare cu el, neamul lui Dediu și al securității de la Kiev, plus Ciolacu cel dornic să afle de la securități. M-au înțeles ceva din ce se întâmplă prin Europa? Pentru că dacă n-au înțeles, micuții ăștia, hai să-i mai ajut odată. Dați-mi 724-a. Ia citește tu acolo, micuțule. Ia vezi. Cunoști ziarul? Da, Hareț. Vezi că băiatul ăla a fost ministru de externe, acum e ministru energie ceva prin guvernul Netanyahu. Biroul lui Cohen a declarat pentru Hareț, până de curând nu a existat contact între ambasada israeliană din România și AUR, din cauza declarațiilor unora dintre membrii săi care glorificau criminalii de război care au comis crime împotriva evreilor în timpul Holocaustului. Liderul partidului a întreprins recent eforturi pentru a schimba abordarea față de Israel și lumea evrească, inclusiv prin declarații care acceptă responsabilitatea României în timpul Holocaustului, denunțând antisemitismul și descriindu-l pe tiranul Ion Antonescu drept criminal de război. Drept urmare, Ministerul de Externe și Ambasada din România examinează cu avizul Yad Vashem. Iar Vashemul e instituția lor care se ocupă de Holocaust. Și altor autorități, dacă aceasta este o schimbare reală care va permite o nouă politică față de acest partid. Păi s-a întâlnit cu ăia, ce să mai... Ce ai zis? Da, uite-te tu la asta. 725-a. Așa. Israel Hayom. Da? Da. Oponenții politici ai lui Simion spun că el și partidul său sunt asemănători ideologici cu regimul antisemit al fostului premier al României Antonescu și aliaților săi, așa amiții regionali din Gara de Fier, care a fost responsabilă de moartea evreilor români în timpul Holocaustului. În ciuda acuzațiilor împotriva lui Simion, el nu are antecedente de remarci antisemite și are grijă să elimine din rândurile partidului său orice oficial ales cu comportament extremist. În trecut, el a vizitat Israelul în privat și speră să facă o vizită oficială în curând. Mesaj pentru securiștii proști din România. Micuților, vedeți că voi nu puteți să vă mișcați fără ucaz de la Washington. Și la momentul ăsta se întâmplă niște nenorociri în lumea asta de când cu războiul din Ucraina. Vă spun un secret. S-ar putea stăpânii voștri de la Washington să constate că dacă niște băieți pe aici care se rebranduiesc masiv para deține controlul prin susținere populară de o manieră mai eficientă decât faceți voi distrugând România, americanii să schimbe macazul cum au făcut-o de 1000 de ori în alte țări. Total de acord. Țări mai presus, mai importante în viziunea lor, pentru că mai importante decât țara mea nu e nicio țară pe lume, dar care, repet, stăpânii voștri de la Washington să considere că puteți fi aruncați la rigolă. Voi, cu ăștia care sunt cu... fac o onoare României, sau ăștia care o să întreb eu la serviciile secrete din Ucraina de ce este periculos micuțul Georgic. Și în momentul în care o să vă lase de izbeliște, măi, securiștilor proști... Dar nu mai ești și oamenii. I-am numit? Scuze. Atunci când o să vă lase stăpânul de la Washington de izbeliște, va fi nasol. Oricum, stați cu ochii pe europarlamentare. Auzi, da, când îi schimbă, datorită popularității unor politicieni de aici, când îi schimbă pe aia pe care îi susține americanii, nu rămân toți stăpâni? Aici, în țara asta, noi suntem pe vest stăpâni. Păi asta spuneam. Da. Păi și atunci? Suntem toți pe vest stăpâni. Păi... Faci o eroare aici.
Ca de obicei, aș putea spune. Deci, noi lucrăm cu securitatea, noi de la Washington, întotdeauna lucrăm cu securitatea. Da, corect. Problema este că atunci când... Îi schimbă pe securiști dacă văd că sunt proști? Dar ai făcut un apel către ei. Nu, păi vreau să știu. Am făcut un apel pentru securiștii proști, da, că s-ar putea să fie prinși cu izmenele în vină. Exact, și să vină și alții. Și s-ar putea să fie nevoit să lucreze pentru alții. Asta e ideea. Să lucreze pentru alții securiștii proști? Da. Așa e, rămân măcar pe ea să-i schimbe, că stăpânul rămâne același. Stăpânul rămâne același, da, la Washington, da, dar în Doamne București ajută, s-ar putea să schimbe, iar securiștii proști care au lucrat pentru izmenele astea să schimbe, păi, să fie nevoiți să lucreze cu ăștia noi, că așa a venit mesajul. Mamă, cum e asta? Asta e nasol. Spune-mi tu cum e. Păi e nasoală. Adică să-i te duci acum să-l, să-i pun mâna lui Simeon după ce l-ai făcut agent rus? Da, da. Ba, și speli, îl și îmbălsămezi. Păi și cum faci? Închizi ochii? Cum? Nu, închizi gura. Dar o închizi pliată. Înțelegi? Adică să facă meciul. Da? Da. Cam așa. Dragul meu, pentru că tot veni vorba, ce spunea ție? Hai că trebuie să mai lucrăm puțin repede, da? Nu. Sunt foarte calm, așezat. Deci, am români, înțeleg că sunteți cu democrația, da? Îi le place mult. Ce spunea Tâlvar, frate? Tu de ce crezi că l-au ales pe Băsescu de două ori și pe Iohannis de două ori? Da, 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 da. Tocmai pentru că le place democrația. Hai cu Tâlvar puțin, ca hai să, cu Tâlvar, să, hai, să le arătăm la români la ce se aștepte. Mă interesează, dumneavoastră spuneați, nu va fi serviciu obligatoriu. De ce nu va fi obligatoriu? În condițiile în care... Asta o decizie susținută de întreaga opinie publică. Povestea cu serviciu obligatoriu, da, 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 că nu va militar, fi. Da. Și ne făcea el promisiunea aia care ți-a plăcut ție. Această variantă nu este foarte populară și categoric, cel puțin în perioada mandatului meu, exclud această posibilitate. Deci ce ne spune Tâlvăr? Zice, bă, o să fie serviciu militar obligatoriu, mandatul meu în orice caz, el o să plece mâine, nicio problemă. O să ziceți, bă, Tâlvăr, ce poți să-i ceri? Poftim. Ok, hai să mergem la cu onoarea, acum. În opoziție cu Tâlvăr, da? Ești pregătit? Da, dar nu mai sări așa de repede, că avem timp. Ei, nu sări repede, sări încet. Mhm. Deci, dar atenție la ce spune băiatul ăsta. 1, 2, 3. Și? Zi. Și atunci, toate aceste chestiuni, e adevărat, trebuiau explicate într-o altă manieră. Adică spune de micuțul general Vlad, care vorbea el de cum Gheorghițe să facem noi... Încearcă să traducă ce a zis Vlad, pe românește. Care e un geniu. Poftim? Care e un geniu, pustiu, și atunci trebuie cine, să explici. Vlad? Vlad. Ah, da, și ăsta... Și Ciucă explică. Pe înțelesul nostru, al tuturor. E la Realitatea Plus, fii atent. Într-o altă manieră... Vreau să liniștim pe român, deci nu vor fi luați tinerii la război. Nu vor fi luați tinerii la război, îi zice Luciucă. Da. Și el răspunde, atenție. Ia. Nu, tocmai am spus mai devreme, această probabilitate este una redusă. Poftim? Vali, tu... Tu, ascultă ce urmează. Ca atare... Dar nu excludeți. Nimic nu... Poate fi exclus. Ba da, prostia poate fi exclusă, Ciucă. Din păcate, în cazul tău, micuțule, nu mai e nimic de făcut. Nimic. Nimic. Păi zic că nu dai nume. Ți se pare că am atașat prostia de Ciucă? A, nu. Am spus, în cazul lui Ciucă, în care... când el se forțează să dea prostia la o parte, luptându-se cu alții, spațiul... Deci ai văzut Popovici. Da? Da. Popovici, căruia universitățile americane i-au oferit, nu? Păi între timp s-a împrietenit și el cu cineva și cu iubii trebuie să mergi. Nu mai facem antrenamente mult. Ce dragostea face omul care... Păi nu, dragostea nu dă de aripi? Ba da. Și atunci nu mergem la americani la universitate. Da. Cine crezi că l-a învățat pe el să stea aici într-o universitate românească să facă performanță? Cine crezi? Tot? Nu știu. Te întreb pe tine. Nu știu că nu... Păi tu nu știi că noi vreau. Tu nu știi, Marius, că noi vreau să-l aducem și pe Brâncuș aici? Să-l mormântăm undeva? O semintele. Uite ce e, Marius. Sigur, trebuia să-l aduce, că acolo unde el, de, totuși mai vin câteva mii de oameni să-i vadă mormântul și mai află planeta cine a fost Brâncuș. Sigur, Brâncuș e un gigant. L-aduceam aici, unde noi n-am putut să-i întreținem nici casa care s-a dărâmat. Înțelegi? Mie îmi spui că am... Mă chinui de 20 de ani eu, să cumpăr, meu, să cumpăr, să achiziționez. Eu, dragul meu, am apucat să merg la Curtea de Argeș,
unde l-au adus pe Carol al II-lea, l-au luat de la Estoril de acolo, din Portugalia, unde își dormea somnul alături de femeia pe care a iubit-o. Nu sunteți pregătiți să vă spun despre Elena Lupescu ceva de bine, români, nu-i așa? Ba da, spune. Spune. N-avem timp, Marius. Spune. L-au luat de acolo, l-au luat de acolo patrioții, ăștia care au idee cum că dacă îi dai lui Iohannis un covrig, face o foarte mare onoare României, da? L-au luat patrioții și l-au adus în România, că trebuia să-l ia de acolo de unde își dormea somnul lângă femeia pe care a iubit-o. Și l-au adus aici, l-au plantat pe o colină undeva lângă, iată, Curtea de Argeș, într-o capelă prăfuită cu geamuri crăpate, cu mizerie de la muște peste tot, cu un steag deșirat, într-o mizerie de neimaginat și puteai să te uiți printr-o ușă cu cerceveaua desprinsă, dar cu un lacă din ăla de închisoare cât casa, undeva spre un perete plin de alte mizerii, coșcovit, lângă o ramă roasă de carii, la imaginea unui om care a reprezentat România într-un moment de grea cumpănă pentru țară și sigur pot securiștii să scrie ce rău era Carol al II-lea. Dar Carol al II-lea a fost România și noi ne-am bătut joc de el după ce a mers în lumea celor drepți. Pe principiu, îl aducem aici! La noi! La noi! Să stea cu muștele pe el, cu geamurile murdare, într-o capelă dărăpânată, because patriotismul și onoarea pe care o facem României în acest fel nu pot fi egalate nici de constelații, nici de cerul înstelat deasupra mea, cum ar fi spus Immanuel Kant din nenorocita aia de enclavă astăzi Kaliningrad, de unde rușinea amenință nemernicii cu rachete nucleare. Ca să citesc pe Rodrigo Tudor. Foarte bine ai precizat. Nu? Ți-a plăcut. Deci, dragul meu Marius, pentru că am ajuns în acest moment de cumpănă, hai să mai lămurim câteva lucruri, nu? Păi, cât da, mai avem timp. Da. Știi că a căzut Avdiivka. Am văzut și articolul din New York Times, uite, l-am aici. Da. Forțele terestre ucrainiene se află probabil în cea mai precară poziție. Români, sunteți pe cale să descoperiți în ce constă cea mai... Știi, tragic nu are grad de comparație, Marius. Aș fi vrut să zic cea mai tragică farsă. Mai tragic. Nu? Nu există grad de comparație. Nu, dar mai tragic. Dar o să descoperiți tragismul acestei farse pe care ne-au jucat-o americanii. Ciucă ne spune că există o probabilitate să mergem noi în război. Întrebați-i pentru cine. Cui facem o onoare mergând la război? O să primiți români acest îndemn ca să apărați ce? Țara e o noțiune abstractă. Tocmai ați aflat azi că țara aia ar fi onorată dacă Iohannis primește un covrig. Dacă asemenea țară avem, care este onorată de covrigul primit de Iohannis, credeți-mă, nu merită să vă bateți pentru ea, dar cred că aveți voi motive mai bune ca să înțelegeți de ce nu merită să vă bateți pentru o noțiune abstractă. Nu-i așa? Ca România. Dar hai să o materializăm puțin, dragii mei. Pentru cine o să vă bateți în războiul ăsta? Pentru Ciucă? Pentru Ciolacu? Pentru cine? Pentru securitate? Pentru securitate. Pentru Iohannis? Ce veți apăra? Că dacă vreți să apărați ceva la care țineți, ceva pe care iubiți, vi luați în brațe și plecați în lumea largă, acolo unde aveți o șansă. Iar pământul unde v-ați născut nu vi-l ia nimeni din inimă. Așa cum nu i-au luat pământul unde s-a născut din inimă majestății sale regelui Mihai, care a venit pe aici săracu, care o viață a trăit cu gândul la pământul lui natal și a ajuns să moară printre străini. Pentru că a descoperit că România aia, România aia, nu mai erau aceiași. Să nu aveți și voi ghinionul ăsta. Luptând pentru ce? Cum nu mai sunt România aceiași? Păi nu mai erau aceiași, Marius. Păi nu sunt ei care l-au votat pe, două ori pe Băsescu și de două ori pe România Iohannis? Sunt România care l-au votat pe Iliescu. Da. Ce să-ți mai spun?
De două ori pe Băsescu, de două ori pe Iohannis. Vor fi mulți care ne vor critica. Bă, Mihai, ăla! Cum a zis Băsescu, trădătorul. Trădătorul. Trădătorul, nu-i așa? Trebuie să-și principe la istorie. Băi, asta e o țară în care românii, la 1989-90, când Mihai era un bărbat în putere, au refuzat. Șerban. Când Mihai era, atenție, cea mai mare personalitate istorică așa, din Europa, planetei, a planetei, așa, era singurul lider din coaliția antinazistă. Corect. Din cel de-al doilea război mondial. Spui, că știi că mai trăia Hirohito, dar Hirohito fusese partea greșită a istoriei. Păi. Săracul. Mihai era singurul. La vremea aia, președintele Rusiei sau președintele Americii, dacă s-ar fi întâlnit cu Mihai, s-ar fi înclinat în fața lui Mihai atunci când ar fi dat mâna cu el. El ținde beat. Nu, fiindcă erau beți, ci pentru că se înclinau în fața istoriei aia fraiere. Altceva, da. Mihai nu s-ar fi înclinat în fața nimănui pentru că era rege. El era unsul lui Dumnezeu pe pământ. Doamne, ce vrei să spui? Românii între Mihai, cea mai mare personalitate istorică a lumii așa? La vremea aia, uh-huh, și Iliescu, ghici pentru cine a optat? Păi după 50 de ani de comunism, pentru cine ai fi vrut să optezi? Puiule, ești tot acolo. Numai că se întâmplă un lucru. Da. Am mari dubii că românii vor dori să moară onorând în real România pentru unul ca Ciucă sau pentru unul ca Ciolacu. Eu nu cred că vor face asta. Dar faptul că Ciucă, cu inteligența ei proverbială, spune în clar că s-ar putea să fie cazul, ăsta să fie un avertisment pentru voi când veți merge la vot. Gândiți-vă bine ce votați. Păi s-a comasat, s-a comasat. Am înțeles. Marius, hai să lămurim un lucru. Cu Rusia. Pentru cu războiul, români. Da. Pentru români. Două lucruri cred că mai putem să facem. Știi că e conferința pe securitate la München, da? Da. Auzi, Micuțule. Am înțeles că Rusia e cel mai mare pericol, nu? Clar. Și tot, păi au venit ăștia de la tot NATO. Tot Occidentul. Rusia trebuie, da. Ok. Ceea ce nu știu românii noștri. Băieții ăștia la conferința asta de securitate la München au niște servicii specializate, nu de securitate, adică oameni care lucrează un an întreg, fac sondaje de opinie cu cele mai importante case de sondare din lume, institute sociologice, nu știu, și produc un fel de raport pe index de securitate. Adică ce sunt mari amenințări la adresa securității. Da? Și hai să ne uităm cam pe unde este în clasamentul ăsta Rusia în țări importante din Europa. Cu războiul din Ucraina în derulare, atenție. În Europa. În Europa, da? Te bagi? La granița României, da. Te bagi? Da. Dați-mi 713, vă rog. 713A. Fii atent, Marius. Deci ce vezi tu acolo? Vezi ce am făcut eu, ți-am încercuit Rusia jos cu roșu. Este acest clasament, vezi indicele de securitate de la München, e documentul de la conferință, poate. Uite, KEXT, CNC sunt cei care, e o instituție foarte prestigioasă care se ocupă de analiza riscurilor. Combină componentele cruciale care fac un risc mai grav, percepțiile publice asupra traiectoriei sunt combinate, iminența, severitate, alături de o măsură care să acordă o pondere egală percepțiilor privind pregătirea pentru acel risc. Fii atent tu unde s-a dus Rusia, pe locul 6 în Franța. Care este percepția cu el la pericolul în și Franța, riscul reprezentat de Rusia? E pe locul 6, vezi, cu minus 4 în față. Adică în scădere. E în scădere. Ăia în Franța au început să-și dea seama. Fii atent ce au pe în primul loc. În scădere cu 4%. Cu minus 4. Da. Deci, practic, indexul ăsta are ca cifră maximă 100. Și fii atent, vezi la cifra 80. Ce e pe primul loc? Terorismul radical islamic, pe urmă migrația, atenție, ca rezultat a schimbărilor climaterice. Fii atent, schimbarea climaterică în general. Fii atent ce spune aici. Păi de ce e migrația din cauza... Păi zice aici, as a result of war, deci migrația ca urmare a războiului, adică ce au venit micuții din Ucraina sau de prin Siria mai înainte. Sau a schimbărilor climaterice. Nu, că era cu clima, era război. Nu, da. nu. E război, dar poți să fugă și pentru că ai avut un tsunami, exact. Mai știu eu ce, da? Spune, de pildă, consecințele schimbărilor de clima astea cu valențe extreme. Cel mai multe sunt legate de clime.
Exact, dar uite, înainte, rasism, climă, rasism și discriminare în general. Astea, atenție, sunt riscuri de securitate. Că oamenii o duc rău, nu despre asta e vorba aici. Am prieteni la Paris și vorbesc exact de chestiunea islamică. În fiecare exact, zi, pe, pe primul loc. Da, de terorismul radical islamic. Asta e Franța. Unde este Rusia? A căzut pe 6. Te mai bagi? Da. Dați-mi, vă rog, 714 să vedem Germania, țara ta de vis. Doamne ferește. Păi ce a făcut? A trecut pe... A trecut pe locul 7. Rusia. De asemenea, fii atent, ăștia au inversat puțin. În primul rând este migrația ca urmare a războiului, da? Da. Refugiații. Refugiații. Trăiască Merkel. Trăiască Merkel, dar lasă-l pe Merkel, că ai și acum destui din Ucraina. Da, 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 da. Așa. Vezi? Terorismul radical islamic. Uite, cyber attacks asupra țării. Astea sunt riscuri de securitate. Atenție, nu vorbim aici că o ducem prost sau că e inflație. Am văzut. Da? Fii atent, crima organizată internațională. Destructurarea habitatului natural. Fii atent, creșterea inegalității. Foarte interesant. Da. Deci unde e Rusia? Pe locul 7? Păi am înțeles că e nasol. Păi e. Ia să vedem Italia, țara ta. A, Italia, da. 715. Ia uite pe ce loc a ajuns Rusia. Melonii. Unde a ajuns Rusia? Perché? Ia vezi. E pe locul 12. În Italia? Da. Da, măi, ce o scădere de minus 8. Fii atent, au și ei schimbările astea extreme în climă, nu știu ce, distrugerea habitatelor. Deci asta e în urma propagandei. Terorismul radical islamic, da. Migrația de masă. Fii atent, criza economică și financiară din țară. Atenție. Da. Cyber attacks, creșterea inegalității, crima rasism. Organizată, rasismul și așa mai departe. Deci, dragii mei, povestea cu Rusia nu mai ține. Nu era nevoie să vină interviul. Nu mai ține pentru tine, vin ăștia și fiecare zi. Nu, nu, nu. Da, nu vrei să mergi în America, micuțule? Ba da. Dați-mi 716, vă rog. Hai că am înțeles că în America e... Rusia e cel mai rău. Ia uite-te ce e acolo. Bag seama că cineva e prost în America, rău de tot. Pe ce loc e Rusia? Cu, patru. Cu toată propaganda, ia uite ce înainte. Olă. Deci China e înaintea Rusiei? Aolă. Și înaintea Chinei? Polarizarea politică, este, păi aici e. Adică ce-i face lui Trump? Ce-i face lui Trump și faptul că sunt două falii care... Deci asta e mai grav decât Rusia? Sunt în pragul unui război civil. Asta e mai grav decât Rusia? Asta spun analiștii, da. Am înțeles. Păi ce naibii. Nasol de tot. Bine, atunci hai să-i ajutăm pe ucraineni. Și în România n-avem? Nu ți-am dat din România, că nu s-a ocupat de România. Ah, dacă ți se pare că România contează, te trimit la Ciucă, el o să-ți explice, îi va face o mare onoare României. Săracu Ciucă, prin numirea într-o funcție a lui Klaus Werner Iohannis. Și românii trebuie să fie și onoare și da. Marius, știi că s-a făcut o fabrică în Saxonia? O fabrică. Ce? În Saxonia. S-a făcut o fabrică. Fabrică de? Muniție. Păi de ce? Pentru obuze? Păi te mă, spune asta. Ia. 712 avră. Eu. Săptămâna aceasta, Germania a lăsat construcția unei noi fabrici de muniție la capacitate maximă, aproape 200.000 de obuze de artilerie. Ce vorbești? Nu ești mândru? Doamne ajută să avem obuze. Păi trebuie să-i ajutăm pe ucraineni. Știu. Să avem obuze. Dar știi ce s-a întâmplat când a anunțat el că s-a făcut fabrică? S-a tăiat curentul sau nu, ce? Nu, a venit un fraier și l-a întrebat. A. Știi ce l-a întrebat? Ce? De unde? Dați-mi 39, ce vă rog. And the second question, you mentioned the ammunition factory, which was inaugurated by Chancellor Scholz. It's going to take a month until there's really a production starting, but there's a lack imminently now in Ukraine. What can and what should NATO countries do in order to help Ukraine now with ammunition? Nu se pare că ucrainienii au pierdut Avdiivka, se retrag pe toate fronturile? Păi nu, au început rușii operațiile în Zaporojie. Da. Deci, bună întrebare. Da, vrei să vezi ce a răspuns ăsta? Aș vrea, dacă, numai dacă se poate. Nu... Dați-mi 40, ce vă rog. On ammunitions. Ok, Ciucă. We need, of course, to do both, to do two things at the same time. We need to be able to
deliver ammunition in the short term, meaning that we need to continue to dig into our own stocks. We need to see if there is possible to buy ammunition from outside NATO countries, and allies have done that. And we need to also be able to ramp up production from existing factories. Adică, more ce? Shifts yeah. has been a way to actually increase production from existing production capacity, but in the longer term we need to increase also the production capacity. And therefore I welcome decisions not only by Germany but also from other allies to invest more to ramp up production. Bă, au pierdut ucrainienii războiul, fraiere. Confirm? Păi, ce ți-a spus mă ăsta aici? Că facem, că dregem, l-a întrebat, bă, sunt o fabrică, bine, da. Și? Ia din alte părți. Și ăia acum n-au obuze. Fac trei schimburi, ce n-ai înțeles. Am înțeles. Auzi, Mariusica, îți mai dă ce aminte că l-am dat noi pe Biden. Hai că terminăm repede. L-am dat noi pe Biden că cum a trecut micuțul Biden de la atât cât trebuie la atât cât putem? Dar știi că s-a întâmplat ceva recent. O să-ți placă. N-am mai putut. Stai să vezi. Hai să rememorăm. Așa. Dați-mi 961 B, vă rog. The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes. 9 iunie 2023, da? Da? Și acum urmează... Hai să vedem. Mergem în decembrie. Da? 963 B, vă rog. We'll continue to supply Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can. Bă, vezi tu, între îi ajutăm cât e nevoie, nu? Și îi ajutăm cât putem, a trecut o vreme, câteva luni. Okay. Dar ce te faci că nu poți să zici niciuna, nici alta, ai nebunit? S-a întâmplat asta? Eu nu cred. Hai să mergem acum. Confirm? Nu știu. Uite, 13 februarie, ți se pare ok? Da, înainte de ziua îndrăgostiților. Ok. 41 C, vă rog, uite-te bine ce se întâmplă la Pentagon, purtătorul de cuvânt oficial. Political uncertainties, is it still accurate to say that the United States will stand with Ukraine as long as it takes? Well, I think that they're, well, just looking at it factually, this morning the Senate passed a supplemental with bipartisan support. There are outliers in both chambers that have wavered on support to Ukraine, but we feel really confident that the House will support Ukraine and eventually pass the supplemental. We've been doing that since early December, continuing to urge for this supplemental to get passed immediately. So we're hopeful that the House does take it up soon and it does get across the finish line. Ce-a făcut, mă? Ceva. Nici cât va fi nevoie, nici cât putem. E greu, ne rugăm? E greu. Bă, rugați-vă în biserică, mă. În biserică. E greu să știi. Deci, și dacă le dau eu acum ucrainienilor, acum le pun pe masă 100 de miliarde de dolari. Ce fac? Vin eu cu sacul și uite, păi, dar n-au de unde să ia arme. Ce fac cu ei? Exact. Cu dolarii nu trag gloanțe. Da, da, da. Deci sunt terminați. O țară distrusă de acești băieți de la Washington. Iar Europa bâșbăie la momentul ăsta. Pentru că nu-și găsesc drumul între slugărnicie și prostie de o parte și o șansă de a se scoate din dezastru în care au fost duși. Germania e în recesiune. Deja se simte în Polonia și în Ungaria. Se va simți dramatic și la noi, curând. Mai departe. Da, te-am rugat să nu mai zici de american dacă se poate. Da. Auzi, Marius, știi că vrei tu să discutăm despre... Au făcut niște acorduri de securitate cu Ucraina. Ah, da, zic de 3 săptămâni. Da. Hai, 4. Auzi, Marius... Mâine anul se numește, da? Da. Acorduri de securitate, nu? Mm-hmm. L-au semnat recent, cred că... Păi, uite, spun eu 3 țări care englezii, l-au făcut. Englezii, nemții... Exact. Deci, l-au semnat... asta foarte repede, că da, n-am regiză. Așa. Că vreau să mai țară ceva. Mm-hmm. Da? Deci l-au semnat germanii, da? Tratat de securitate. Germania, Marea Britanie, Franța. E suficient? Mm-hmm. Uitasem de Franța, da. Români, în acordurile astea de securitate cu Ucraina nu e nimic.
sunt doar niște angajamente de tipul, bă, o să vă ajutăm dacă vă mai atacă deja rușii, dacă vă mai atacă din nou rușii acolo, înțelegi, să mai atace. Dar o să vă dau un... Păi nu, dacă atacă mai departe. O să-ți dau un clu, Marius, ca să înțelegi valoarea acestor acorduri. Da? Uite, mergem la acordul cu Germania, e fabulos. Știi ce au băgat germanii în acord? Nu. Deci, da. Micuții nemți, cum îi știi meticuloși. Mamă, ce face ăsta mai aici? Da, și el cât să mai... Da. Vorbăia și noi, poate, ca... Deci... A cedat psicolog. Ce zic nemții? Ce zic? Ce zicea? Bă, ce zicea? Ce că ce? Nemții, cum îi știi meticuloși, ce au făcut? Fii atent ce au băgat aici. Îți citesc. În primul rând, au băgat că cer autorizare de la Parlament pentru ajutor economic. În acord. Ajutor economic pentru tratatul ăsta sau ce? Păi ajută și economic, nu? A, am înțeles. Și ținte bine aici. Zice, participanții sunt de acord că ajutorul militar furnizat de Germania va fi folosit doar în concordanță cu ce? Carta Națiunilor Unite și în strictă concordanță cu toate obligațiile participanților sub dreptul internațional, adică ce vrea zică? Păi ce, ucrainienii nu-l folosesc ca să se apere? Ce vrea să zic aici? Cumva că ucrainienii dau armele altora? Aoleu! Orice ajutor militar, fii atent, va fi, atenție, legat de end use agreements. Adică orice le dau de acum încolo se bazează pe acordurile cu privire, vor face niște acorduri specifice care să controleze ce fac ucrainenii cu armele alea. Păi și americanii le-au zis că băi, v-am dat, dar... Dar și-au băgat în acord. Da. Și zice mai departe, fii atent. Participanții împărtășesc opinia că diversiunea, adică trimiterea ilicită a acestor obiecte militare, da, trebuie evitată. Adică dacă o folosesc în alt scop decât ăla pentru care le-au dat... Ce? Adică îi fac hoți pe față în acord? Nu, n-are cum. Păi eu ți-am citit ce aici. Adică dacă eu fac cu tine un acord să-ți dau un împrumut, Marius, și te pun să scrii acolo, ți-l dau. Dar... Vezi să nu dai la... Da, nu te duci să joci barbut. Asta ce înseamnă? Barbut nu, mă duc la... La păcănele. În țările calde. La păcănele. Deci, bari, mă duc în Grecia. Fii atent aici. Toate acordurile astea... Să mănânc... Fii atent aici. La zi. Toate acordurile astea sunt făcute după același model. Uite, l-am deschis pe francez. Da? Deci toate acordurile astea, dragul meu Marius, ghiși tu, toate, dar absolut toate, da? Precizează în clar că ce? Că intră în vigoare imediat. De îndată, cum se spune. Da. Uite aici. Le présent accord prendra effet à la date de sa signature. Da. Deci, prezentul acord va intra în vigoare la data semnării. Semnării. Și ce înseamnă asta? Că nu trec prin Parlament pentru ratificare. Deci, în baza convenției de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, aceste acorduri nu sunt tratate. De nu se supun ratificării. Sunt niște caca-maca. Adică niște acorduri politice. Maca. Atât. Deci, marea, bă, facem cu voi. Întâi vă băgăm în NATO, nu vă mai băgăm. Vă facem fabrică de muniție în Saxonia, dar băgăm Uniunea Europeană. Vine greu. Vă băgăm în Europeană, stai. Suntem alături de voi, dar acum ne rugăm de aia din Congres. Facem niște acorduri de securitate cu voi, dar vă verificăm dacă nu cumva vindeți armele pe care vi le dăm. Și foarte important, și foarte important, da, acordurile astea nu sunt tratate. Marius, asta, hai, da, hai să închidem... Glorios. Cine a zis să închidem? Nu, noi suntem aici. Mă gândeam că poate... Nu te mai grăbi. A, nici nu m-am încălzit, Vali, scuze-mă. Păi atunci ai după să... ce am făcut amândoi emisiune de 5 ore... Tu știi Vali, că... Da, tu știi că ăștia de la Kremlin... Kremlin. Vor să destabilizeze Rusia. Chiar ei? Da. Ei înșiși? Ei. Să se destabilizeze pe ei? Da, da. Nu cred. Ești nebun la... Hai. Pe bun. Hai. 44, ce vă rog? Mai apare ceva foarte bizar, se vorbește despre dispariția unor avioane rusești și rușii lansează ideea că unele dintre avioanele astea sunt în Moldova.
Deci se creează în momentul de față, doamnelor și domnilor, o atmosferă de destabilizare, care anunță o destabilizare a Rusiei, iar Kremlinul ar pregăti această operațiune. Ce ai făcut, mă? Cum? Ce? Poftim. Excuse-mă? Ai spus ceva? Da. S'il vous plaît? Da. Deci... Păi, să destabilizezi... Hey, români, nu e rușii cu ei, mă, nu cu Ucraina. Destabilizează pe ruși. Dar tu ai impresia că asta... Da. Nu. Dar nu, care avioane care lasă-mă, au dispărut în Moldova? Tu știi, măi, fraierică, că... Ia zi, Valerica. SUA se pregătește să invadeze Taiwanul. SUA? Da. Păi nu China? Nu, bă, nu știu. Bă, nu, mă. SUA se pregătesc. Ah, ca să, că e mai multe state. Deci SUA se pregătesc să invadeze, da, Taiwanul. Nu, nu știi? Nu, mă zic de China că... Dar mă mir că nu știi, că e, asta e știre, e știre din 2022. A, da? Pe bune. Ia. Dați-mi 851B. A trecut timp, am uitat. 851B, vă rog. Sunt tensiuni din ce în ce mai mari însă între Taiwan și Statele Unite ale Americii. Joe Biden vorbește despre faptul că este pregătit să intervină militar în Taiwan. Pe de altă parte, China, iată că trimite deja avioane militare în Taiwan. Ca să-i apere. Bă, te ești nebun. Bă. Să măi, da, cum așa băi, cu valid. Alo, da? Mai perche. Alo? Băi, SUA se pregătește să invadeze Taiwanul și China a trimis avioane să-i apere. Păi nu-i Taiwanul parte din China. E normal, e și logic. Care dar, cum, dar de ce vor americanii să invadeze Taiwanul? Pentru că geografia e greu. Așa? Înțelegi? Cu geopolitica e la fel de greu și geopolitica... Bă, da, scrie așa ceva pe prompter că SUA vor, păi, să-i invadeze. N-am mai. S-a, da, vreți mai dau s-a stins lumina. Da? N-am mai apărut. Auzi, dar tu, spune cam câți șefi de stat crezi tu că există pe lume? Câte state există? Așa, da. Ia, dă-mă o cifră. Uite că nu mă gândit de mult câte țări sunt în lume. 167, nu știu. Bă, fraierești. Câți șefi de state există? Hai să te ajut. Hai. 45, ce vă rog? Liderii lumii se reunesc pentru cea mai importantă conferință anuală de securitate. Peste 50.000 de șefi de stat și 100 de miniștri vor discuta timp de 3 zile. Hai, Mare, lasă oamenii în pace. Ești, Marius, un om, deci ești un rău, rău. Deci cât sunt? Ești un om rău. Bă, 50.000 a zis? Da. De șef de stat? Mm-hmm. Din Calea Lactee, de unde vine ăștia? Adică, a? Ce? 50.000? Da. Băi, Marius. Totuși, nu-i cam mult? Nu știu. Nu, ca... 50.000? Nu e, păi umpli un stadion. Nu e chiar atât un stadion mult. Mai mare, așa, Maracana. Ceva, sau un cap și pe... Și pe vremea mea se zicea 23 august la stadion. Acum îi zice, cum îi zice, Lia Manoliu sau cum îi zice? A? Da, Lia Manoliu. E, mă bucur că... Arena Națională, eu zic. A, sau Arena Națională, nu mai țin minte. Acum, știi, îl știi pe băiatul ăsta care, știi, tot așteaptă să fie și el... Care dintre ei? Ăsta, mă, care a spus că a venit Ciolacul la el să roage să candideze independent. A, Mircea. Mircea. Da, ce e cu el? Nu, mi-a plăcut cum au câștigat ăștia ucrainenii Eurovisionul acum. Știi că i-au câștigat Eurovisionul. Cine? Și tu citești, mă, acolo. Păi uite, fii atent aici, apropo de ce spuneai. Zelenski recunoaște o situație extrem de dificilă cu care se confruntă forțele ruse, nu, cu care se confruntă, nu, forțele ucrainene, de fapt. Nu, forțele ruse care vor să destabilizeze care Rusia. Care profită de întârzierea ajutorului occidental. Aha. Președintele ucrainean a recunoscut luni în discursul său, deci forțele ucrainene. Uh-huh. Președintele ucrainean a recunoscut luni în discursul său, zilnic armata țării sale se confruntă cu o situație extrem de dificilă, așa, care potrivit lui profită de forțele ruse, profită de întârzierile occidentale în acordarea ajutorului militar. Păi, ce ți-am zis? Da, poate Zelenski ar trebui să se întrebe la momentul ăsta de ce au murit mii de ucrainieni. De ce au murit mii și mii de ucraineni doar ca el, da, pe mână cu americanii, să facă un război pe care nu-l poate câștiga. Pentru că vorbim de vieți umane. Păi nu știu, asta ar trebui să răspunzi tu. Păi da, eu cred că am răspuns. Adică să spui mai des. Mm-hmm. Da, eu corect. Eu cred că am răspuns.
Până una alta, ce faci cu Georgica Simion? Îl arestezi? Eu îl mai las. În seara asta las, dar mâine la prima oră îi bat la ușă. Da? George, hai să scoatem... Adevărul e vorba lui John. Așa. El a ajuns la NATO în urma unui concurs. Măi, ți-am zis să nu mai spui asta, că e râde lumea de noi. Pe bune? Ca realizator ia, de... Ia fii, uite-te la asta. Păi ia, dai aia de acum 20 de ani, așa nu, zic. Nu. Glumesc, nu zi. 822B, asta o să-ți placă și mai mult. Fii atent. Cum se câștigă Eurovision. Ia. Ia. I would like to congratulate Ukraine for winning the Eurovision contest. And this is not something I'm making in a light way. Because we have seen yesterday the immense public support all over Europe and Australia for the bravery of the. Of course, the song was beautiful. It is beautiful. Ce? Susține, a fost pentru curaj. Curajul care cântă păi cu... Păi da, dacă ești curajos... Ia uite, tu ești curajos. Eurovisionul nu se dă pe criterii politice. De curaj. Ce? Da, tu știi să cânti? Ce vrei să-ți cânt? M-a făcut mama Oltean sau ce? Da, asta ar fi mișto. După știi? Emisiune. Știi că emisiunea asta a terminat de mult. Tu ai crezut că suntem live, nu, nu de... Nu, dar eu nici n-am știut că se dă emisiunea. Da. Acum ai aflat și tu. Băi, să știi că am făcut o grămadă din ceva. Ia zic, ai mai dat ceva totuși, că te văd, că ești lacom. Nu, nici vorbă. Hai, uite. Uite că să-ți arăt că eu totuși sunt... Bun și răbdător. Da, ești... Bun și înțelegător. Înțelept și... Nu, eu vreau să spun că am făcut cam tot ce ne-am făcut. Înalt, tandru și mișto. Păi hai dacă mai... Am aici o tonă. Dacă ai... Ne putem... Eu, uite ca să vezi. Eu, că mi-era deschiderea pentru... Da, eu cred, dragul meu, că... În Maia Sandu, știu și eu. Ce a plăcut aia cu Uniunea? Este unionistă, este occidentală. Da. Biden a strigat-o. Maia Sandu e viitorul pentru Moldova, numai că la viitoare alegeri o să câștige comuniști. O să câștige oricine. Da, mai puțin ea. E o veste proastă. Pentru ea. Tu n-ai înțeles că lumea s-a schimbat de vreo 10 ani încoace? Asta am încercat să explic și eu azi. Da. Nu ai reușit, dar trebuie să spun eu în ce sens. În sensul că ăia buni, chiar dacă sunt răi, chiar dacă încalcă orice regulă, chiar dacă fac pe ea de democrație, trebuie să ții cu ei. Și au dreptul pentru că sunt, reprezintă țările occidentale democratice, să-ți fure portofelul, să spună ce să faci, să te închidă în casă, vezi? Să-ți ia banii și să-i dea cui vor ei și așa mai departe. N-ai înțeles asta, vezi? Nu pot nici. Dar nu e să le înțelegi pe toate, să le știi pe toate. Ai văzut ce a pățit micuțul Orban acum? Cine? Orban Victor. A, ce au mai făcut? E mare comentariu și mare zarv. Ai văzut că sunt demonstrații la Budapesta. Știi că a fost situația grațiată. Da, greu ăla cu cazul. Da. Și a dat doamna președinte demisia și a dat ministrul... Nu e suficient. Și a dat ministrul de justiție. Băieții lucrează. Și sunt o grămadă de demonstrații prin Budapesta acum și a apărut așa... Ca din... Filonul ăsta de gândire prin Europa, mamă, ce dificultăți are Orban. Psst, psst. George Simion are probleme cu Rusia. Păi asta știm. Are probleme cu Ucraina, nu cu Rusia. Cu Rusia. Problemele deci cu Rusia. El s-a întâlnit cu un agent. Da. Al serviciilor secrete rusești. Da. Cred. În Ucraina. Cred. A fost... Valentin Stan, e suficient. A fost, dacă dar nu s-a terminat. Ba da, dar tu ai vrea să mai stăm, să mai scoatem folderele alea. Nu, dar ți-am arătat că nu e nimic contra cronometru aici. Din potrivă, noi trăim contra cronometru. O să ți se facă o onoare curând. Crezi că serviciile ucrainiene mă vor contacta ulterior? Și voi fi și eu cu George în aceeași... Săracul cu George. Stai pe aici, săracul. Da. Dar nu, dar el nici nu exista atunci. Adică eu în 2020, când mi-a scris... Știi că mi-a scris un mail. Domnule Marius, tu, că vă urmăresc de când era mic. Adevărul că el, ce spuneai tu când se ducea pe acolo, știi că ți-a avea 18-19 ani. Și nu știa nimeni. Eu n-am știut în 2020. Sunt boicotat de televiziune, nu știu ce, și eram la Alef și l-am invitat la emisiune. Când nu știam cine e ăsta, ce... Mă rog, și a luat 10%. Îți dai seama acum? Păi nu, e după... E în urma PSD-ului. Aia e după... E în urma PSD-ului. S-ar putea să fie și... Adică încet, încet să... Vom vedea sondajele ce arată.
În ziua de 9 iunie, poate ne vom întâlni ei să le comentăm. Nu știu. Haide, poate, cine poate știe. Poate să fim în emigrație. Unde? În emigrație. Vom fi fost deja plecați? Exact. Pe 9 iunie? Sau ne-a pus ciucă să facem o onoare. În Italia. Să facem o onoare României, mă. Aole, mai nebunit cu ciucă. Ți-a zis că nu este... L-ai făcut în toate felurile. Ori noi aici purtăm un limbaj... Poate tu. Aproape academic. Știi că limbaj în româna interbelică se zicea limbagiu. A, da, 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 da. Așa era că... Era confunzi cu altceva. Hai că ne strică fanii, ne strică fanii, 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 nu ne dă afară din studio. Hai, hai să mergem. Mulțumesc că... mult, ne vedem mâine seară cu profesorul Dan Dungaciu. Mulțumesc, Valentin Stan, mulțumesc, pentru participarea cu totul excepțională. Am făcut toate subiectele, nu vine să cred. Nici mie. Chiar o seară reușită, din punctul ăsta de vedere. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.